Salut și bine te-am găsit, Peter. Salut! Care este numele tău, real? E chiar Petre Pufan. Petre Pufan? Da. Dar tu preferi să ți se spună Peter, să înțeleg, nu Petre. Da, dar și Peter Petre e sau... ok. Adică Da? amândouă. Peter, îmi vine mai ușor să zic Peter. Poți să ne spui câte ceva despre tine înainte să începem interviul? Sigur. Eu am locuit în Canada 14 ani. Și am și locuit în România destul de mult timp, adică 10 ani. Și a fost o experiență interesantă, adică să pot să trăiesc în amândouă țările și Unde te-ai să... născut? Eu am născut aici, în București. Și la vârsta de 10 ani ai plecat în Canada? Nu, eu am plecat la vârsta de 4 ani. Oh. După aia am stat în Canada 14 ani și după aia m-am întors aici, în România, și sunt în România de 6 ani. Ah, da, acum am înțeles. Și regreți? Nu, pentru că există destul de multe oportunități și aici, în România. Și lucrul interesant este că eu cred că... Stai puțin, tu la 4 ani ai plecat în Canada, deci să înțeleg că Da. tu, eu știu că după 4, înainte de 4 ani nu-ți mai aduce aminte nimic, sau așa se spune. Tu-ți mai aduce aminte copilăria ta dinainte de Canada? Eu mă aduc aminte câteva experiențe, dar nu prea mult. Adică doar, să zicem, 3-4 zile. Știi de ce sunt interesat? Pentru că băiatul meu are 3 ani și ne gândeam dacă ne întoarcem în România, să zicem, peste un an, doi, dacă îl afectează prea mult, dacă se poate adapta, adică tu presupun că vorbeai limba română când ai plecat. Da, eu vorbeam limba română, dar nu știam prea multe cuvinte. Adică eu a trebuit să învăț româna de la zero când m-am întors în România. Pentru că când m-am mutat în Canada, primii 2 ani a trebuit să învăț limba engleză. Pe asta spun și la grădiniță, nu? Sau cum au ei sistemul lor? Nu, păi în Canada, dacă nu știi limba engleză, pur și simplu te ajută profesorul să înveți. Dar nu e chiar așa de ușor, adică durează cel puțin un an sau 2 ani. Și ai pierdut vreun an de, adică aici în Anglia copiii intră la școală, bine, nu e chiar școală, e o școală primară, ceva de genul ăsta, la 4 ani, anul viitor copilul meu o să înceapă școala, dar ei termină pe la 16 ani, nu știu cum să spun exact, că nu e vârsta exact de majoratul, cum e la noi, la 18 ani se întâmplă tot, ai voie să iei permisul, ai voie să consumi alcool și așa mai departe. Aici sunt un pic diferit, adică la 16 ani ți se dă dreptul să aplici pentru permis, dar salariul e mai mic, nu știu câte lire, este un pic mai mic decât dacă ai 20 de ani, peste 20 de ani și așa mai departe. Adică sunt, cum ar veni, două majorate la ei. Este vârsta de 16 ani și după aia vârsta de 20, în care ți se permite să cumperi alcool și țigări și toate astea, știi? La muncă la fel și plătim mai bine. Când la noi la 18 ani. La 18 ani ești major și gata, aia e. Da. Și de-aia zic că dacă ai început școala sau grădiniță sau ce a fost preschool, ce a fost la tine, mă gândesc că ai terminat mai târziu, nu? Sau la Nu, am ideea. terminat la același timp. Doar că a fost mai greu primii 2 ani până în... Da, exact, pentru că îți dai seama, primul an nu știi limba. Și orice activitate este mult mai grea. În cazul la băiatul meu e un pic bine pentru că el acum a început să vorbească engleză mai mult. Că n-a stat la grădiniță o grămadă de ore și a prins de acolo. Dar noi vorbim acasă, încercăm să vorbim cu el și în română, ca să învețe și să prinde și ar prinde și română. Dar cred că vârsta de 4-5 ani acolo e, cum să spun, perioada în care începe să înțeleagă și să vorbească și să comunice normal. Acum încă mai vorbește așa aiurea, știi? Adică se preface că vorbește doar să scoată niște sunete și se prostește. Cum eram, când eram copii și încercam să vorbim limba engleză, noi de fapt ne prosteam, noi nu, Da. știi, da, scuză-mă, dar am vrut să, sunt așa curios dacă un copil se mai poate adapta. Noi ce o să vorbim astăzi, o să vorbim despre românii dacă se pot întoarce din diaspora, de oriunde din lumea asta, America, Canada, Europa, dacă se mai poate, dacă se merită să te întorci în România, să încerci o afacere, să încerci ceva. Și pentru că te-ai născut, a fost ciudată chestia asta că la 4 ani ai plecat, te-ai întors și uite că ești de 6 ani în România și pare că te-ai obișnuit, că te-ai adaptat, nu? Da, lucrul interesant este că
Cu cât stai mai mult timp într-o țară, să zicem că stai 10, 15, 20 de ani, devine din ce în ce mai greu să te muți în alt loc. De-aia eu cred că dacă, să zicem, dacă cineva vrea să locuiască mai multe țări, să zicem, pe o perioadă de 50-60 de ani, adică toată viața, ar trebui să stea maxim, să zicem, 5-8 ani într-o țară. Pentru că dacă depășești pragul ăla, atunci nu mai ești așa de motivat să te mai muți în alt loc. Da, te înțeleg, înțeleg ceea ce spui, că mi s-a întâmplat și mie. Am stat 3 ani în Japonia, presupun că știi, după Da, a m-am treia uitat rele, la subiect. și acum sunt de 5 ani în Anglia și am început să, cum să zic, mi-e foarte greu să mai mă reintegrez în România. N-am găsit încă ceva, dar dacă o să găsesc, vorbim pe parcurs. Simt că, cel puțin Elena, soția, ea are 12 ani de Japonia și încă 5 de Anglia. Știi, deja la ea e mult. Și eu aveam în cap ideea că dacă depășești 10 ani într-o țară, nu o să mai te poți integra în alta. Dar cum avem și noi și sunt presupun că mulți au trecut prin chestia asta, am stat 3 ani în Japonia, 5 în Anglia, alții au stat și până în Italia și până alte părți. Și poate, să zicem, te înveți cu mutatul ăsta și nu-ți mai găsești locul, frate. Asta este chiar foarte interesant, pentru că eu am prieteni care au locuit în foarte multe țări și m-au spus că au locuit în fiecare țară între 5 și 8 ani și pentru că s-au mutat de așa multe ori, nu mai sunt comozi să stea doar într-o singură țară. Da. Adică dacă nu se mută la fiecare 7-8 ani, nu se simt bine. Și asta se întâmplă în Da. mai multe cazuri, uite, și cu mașinile la fel. Sunt oameni care, dar și eu am avut chestia asta la fel, m-am atașat de prima mașină foarte mult, știi? Și nu aveam în cap să-mi schimb mașina, decât peste 10 ani, poate. Și mulți în România încă gândesc așa, știi, vreau să am mașină ca să mă țină 10-15 ani, să mă țină toată viața, mi-au o mașină nouă. Pe când eu mă plictisesc foarte repede, m-am învățat să le schimb. M-am învățat să mă mut, m-am învățat cu mutatul. Te înveți, la fel se întâmplă, cred că, și într-o relație. Dacă te-ai învățat să tot schimbi partenerul, la un moment dat, cred că ți-e greu să rămâi cu un partener, știu eu, 25-30 de ani sau pentru tot restul vieții. Dar eu am dat exemplu că, în cazul meu, cu mutatul și cu mașinile am simțit treaba asta, știi? Eu tot mut prin casă, mut mobila, am nevoie de o schimbare. Dar am observat că sunt persoane și știu persoane care, din contră, nu le place schimbarea, nu le place să se mute, nu le place să, știi? Da, persoanele alea, ei nu vor să schimbă nimic pentru că de fiecare dată când schimb ceva, e un risc că se poate întâmpla ceva foarte rău. Sau Da, să se ai poate o... întâmpla și bine. Exact. Dar lucrul interesant este că oamenii tot timpul se focusează pe lucrurile proaste care se pot întâmpla. Pentru că dacă cineva, să zicem, are 5 afaceri, 4 merg bine și una dă faliment, se gândește la aia care a dat faliment. Da, se concentrează pe aia care, da. Da, În pentru că e o partea. experiență foarte neplăcută și când de fiecare dată când e ceva neplăcut, tot timpul te gândești la lucrul ăla. Deci pe partea goală a paharului. Exact, da. Păi și eu am văzut asta Păi foarte și multe. spunem de ce preferi tu România, că na, acum Canada poate să fie clima, problema poate să fie, nu știu ce poate să fie, ne spui tu. Pentru mine e curios, pentru că ești printre puține, rar, rar. De-aia te-am și invitat pe podcast, pentru că este un lucru foarte rar, cel puțin din ce cunosc eu, ca un român să se întoarcă acasă, din cel puțin America sau totuși Canada, până la urmă, nu e Spania sau Italia. Și cred că salariile sunt mult mai mari decât în Europa. Cred că e un nivelul de trai sau calitatea vieții, cred, nu știu, poate ne confirmi tu, este mai bun în Canada. De ce ai ales tu România în schimbul Canadei sau poate n-a fost alegerea ta? Păi sunt mai mulți factori. În primul rând, părinții mei au o afacere din prima zi de când a căzut comunismul și afacerea aia tot funcționează, adică tot e aici în București. Și Poți să din ne spui punctul. dacă vrei, poți să ne spui sau nu e cazul. Da, sigur, de ce nu? Este o fabrică, e un grup de firme cu mai multe afaceri mici. Și, nu știu, e tot timpul o afacere care a mers destul de bine, adică au existat probleme, știi cum a fost criza din 2008, când foarte Da, mulți da. au dat faliment și a fost un dezastru în România. Știu că a Dar, fost. pe termen lung a crescut afacerea, adică îți dai seama, în 32 de ani, dacă rămâi pe piață, ai Stai foarte puțin. multe oportunități. Scuză-mă că te întrerup. Deci, eu am înțeles că tu ai plecat la vârsta de 4 ani.
și înțeleg că părinții te-au dus acolo, n-ai plecat tu singur. Exact, da. Dar tu spui că din 80, după 89, în prima zi după Revoluție, ei și-au deschis o afacere în România. Exact. Păi, să înțeleg că ei au plecat dinainte de Revoluție în Canada și au venit înapoi din Canada sau cum s-a întâmplat cu ei? Nu, nu. Noi ne-am mutat în Canada în anii 2000. Bun, bun, am înțeles. Și atunci aveai tu 4 ani. Exact. Părinții mei sunt foarte în vârstă. Am înțeles. Asta e lucru cheie să iei în considerare. Pentru că când eu am fost născut, deja aveau casă, aveau afacere. Am Adică înțeles. au avut foarte mult timp. Uite, vreau să mai spui o chestie, părerea ta. Că noi românii, nu știu dacă doar noi românii, că am observat și la alte nații, preferăm să facem copii de tineri. Așa avem noi în cap că acum cât ai energie, cât ai... Dar stând în Anglia și văzând în Anglia exemplul la alții, am impresia că greșim undeva. Și anume, am impresia că e mai bine să faci copil mai târziu, pentru că ai și timp să te așezi, adică să-ți dai seama ce vrei de la viață, să-ți faci o carieră. Și atunci când apare copilul, ți-e mai ușor. De exemplu, eu acum sunt exact în pragul în care încerc să mă dezvolt. Eu exact când încerc să-mi cresc canalul de YouTube, să merg la sală, să revin la concursurile de culturism, nu mai pot pentru că am atenția către copil și orice lucru în viață, dacă vrei să reușești, orice lucru în viață, dacă nu te axezi 100% sau 80-90% pe acel lucru și te împarți, e clar că n-ai șanse la fel. Și de-aia zic, bă, oare e mai bine să faci copil mai târziu, adică prima dată faci liceu, faci școala, faci facultate, ce vrei tu, deschizi o afacere și după ce te-ai realizat să faci copilul, nu? Da, eu cred că probabil cel mai bine ar fi la vârsta de 35, între 35 și 45, să zicem, pentru că ai timp. Ai timp să dezvolți o carieră, ai timp să cumperi o casă, să dezvolți o afacere. Pentru că lucrurile astea nu durează câțiva ani. Sunt foarte puțini care au, să zicem, au foarte mult succes repede. Și în Canada, părinții tăi cu ce s-au ocupat acolo? Adică au viză, aveți viză, mai aveți ceva sau ați pierdut viza de acolo? Toți suntem cetățeni. Am primit cetățenia după 4 ani. Toți sunteți cetățeni Da? canadieni, aveți dublă cetățenie. Da. Eu sunt cetățean de la vârsta de 8 ani. Am primit cetățenia după 4 ani. Și ei la fel după 4 ani Da, primește toți. dacă aplici sau cum e în Canada? Trebuie să aplici. Lucrul interesant este că părinții au trebuit să aștepte câțiva ani să primească aprobarea, să ne mutăm în Canada. Și după aia, după ce ne-am mutat, am stat acolo 4 ani, am primit permanent residence. Cred că e la fel în Anglia. Și după aia, după 4 ani, poți să aplici, să devii cetățean și primești cetățenia. Aici după 5 ani, după 5 ani de Anglia, poți să aplici pentru settled status. Settled status, bine, acum a fost faza cu Brexit-ul, da, au ei două chestii, știi, au pre-settled status și settled status. Pre-settled status este pentru cei care au prins Brexit-ul și n-au 5 ani. Pentru că din momentul în care Anglia a ieșit din Uniunea Europeană, tu ești ilegal ca și muncitor, nu mai ai voie să muncești, înțelegi? Dar ca să-ți dea șansa să poți să devii rezident, ei ce au zis? Hai că facem asta. Ai câți ani? Ai 3 ani. Ok. Tu trebuie să faci 5. Atunci îți dăm pre-settled status încă 2 ani ca să faci 5. Când ai făcut 5, aplici pentru settled status. Și asta noi să aplicăm acum, anul ăsta. Chiar luna asta ne-am gândit să aplicăm. După care mai trebuie să treacă un an, adică 6 ani, să aplici pentru cetățenie. Și după ce ai dat examenul, ai luat și toată treaba asta cu pașaportul, până îți vine pașaportul britanic și până devii cetățean britanic, mai durează încă un an. Deci în Anglia e 6 ani, frate. Asta dacă aplici la timp și dacă dai examenul și iei examenul din prima și nu e nicio altă întârziere sau așa. Și mai și costă, am înțeles că e vreo 2000. Acum nu știu dacă pentru amândoi sau doar pentru o persoană, 2000 de lire. Eu chiar am știut asta. Eu am citit online că uneori în Anglia durează și 8 ani, 7-8 ani. Păi da, uite, de exemplu, noi, deci eu am deja 5 ani, am da? Hai să zicem că aplic acum în februarie sau în martie. Pentru settled status. Eu deja am depășit 5 ani. Am 5 ani și cât am venit? Am parcă în ianuarie, ceva de genul ăsta. După ce a trecut încă un an, deja eu o să am 6 ani și ceva. Mai trece o lună mai. E, și în timpul ăsta eu trebuie să aplic pentru cetățenie. Și până dai de examenul, până îl iei, până îți vine pașaportul,
Poate să dureze, nu știu dacă peste un an, minim un an sau mai mult. Și dacă colorezi 6-7 ani. Da. Nu știu cum era înainte cu cetățenia, poate puteai să aplici mai repede sau habar n-am. Dar astea sunt regulile acum. Știi? Și tu ai muncit ceva în Canada sau părinții tăi ce au muncit? Dacă au muncit sau au avut afacere sau... Păi au continuat afacerea, pentru că de când am mutat în Canada până azi, afacerea a crescut de 4 ori. Poți să-mi confirm dacă fiind business visa sau fiind om de afaceri, părinții tăi fiind având o afacere, obții viza mai cetățenia mai repede sau că de asta zic 4 ani mi se pare destul de repede. Nu. Cred că părinții s-au mutat, tatăl meu s-a mutat în Canada ca și inginer. Pentru că de profesie el este inginer. E tot timpul mai ușor să te muți în orice țară ca și inginer sau doctor sau avocat decât ca și investitor. Poți să te muți și ca și investitor, dar problema este că trebuie să investești o sumă foarte mare și Și de ce spun că în Japonia există business visa? Deci în Japonia există doar 3 sau 4, maxim 4 cazuri prin care poți să obții cetățenie. Doar problema e cu Japonia e că trebuie să renunți la cetățenia țării tale ca să o dea, știi, pe dar am asta mă citit refer. despre asta, da. Una la mână. Poți să intri ca viză de turist 6 luni pe an. Poți să intri 3 luni cu 3 luni sau 6 luni odată și după aia jumătate nu mai voie. N-ai voie să muncești. Deci asta e viza de turist, care nu trebuie să o aștepți la ambasadă decât te duci, ți-ai cumpărat biletul, dar trebuie să ai biletul să întorci și trebuie să ai bani la tine sau trebuie să ai rezervare la un hotel. Astea sunt condițiile. Și în momentul când ai ajuns în Japonia, dacă nu sunt probleme, nu ești urmărit, nu așa, se pune viza acolo. Deci în Japonia, ai viza automat. Deci în România și cu Japonia foarte bine, sunt foarte bune relațiile. După care, dacă vrei viză de muncă, asta ar fi a doua viză, viză de muncă. Trebuie să-ți găsești un angajator prin agenție sau să zicem că acum fiind în Japonia ți-ai găsit viză, ți-ai aplicat pentru viză, dar trebuie să te întorci în România să aștepți la ambasadă. Cred că așa e și cu America și Canada. La fel, cred că aceleași lucruri. Ar mai fi spouse viza. Spouse viza este, m-am avut eu, m-am căsătorit cu Elena acolo și am primit viză după ea. Și eu în fiecare an trebuia să mă duc la emigrări și ea să meargă cu mine ca ei să vadă dacă noi mai suntem împreună, pentru că sunt mulți care fac se căsătorii de astea pentru viză, știi? După care mai fi business viza despre care am zis și student viza. Studentul nu știu cum e exact, dar la business viza trebuie să ai o companie deja în țara de unde pleci și cu un capital. Trebuie să ai, mi se pare că 80.000 de dolari, cred. Nu știu 100% sigur. Și cu aia 80.000, vezi, domne, ai fond ca să poți să deschizi în Japonia ceva, că de-aia vii, nu? Ești businessman, Da. deci vii să deschizi o afacere. Mi se pare, nu mai știu sigur, dar cred că astea erau criteriile, nu știu 100% sigur. Eu Așa. știu că în Canada și America unii se mută și pur și simplu cumpără un bloc sau o casă și asta e afacerea lor, adică închiriază proprietatea aia. Păi da, dar cu ce bani cumperi dacă Păi demonstrezi? da, asta e ideea. E logic, e mai ușor să te muți ca și investitor dacă ai foarte mult capital, dar dacă nu ai, da, e Că singura așa îți dai variantă. seama, venea un oricine din România, își făcea o firmă fantomă de asta, știi? Am o firmă de construcții, domne, și vreau să vin în Japonia să deschid o firmă, ca să-mi iau o viză. Și tu veneai, îți luai viză, pentru că nu te verifica Japonia să vadă dacă ai bani sau nu, dacă are capital firma, nu trebuia să demonstrezi. Și atunci chiar și eu, oricine ar fi putut să plece, pentru că nu era verificarea asta. Și tu veneai că vezi, domne, deschizi o afacere, de fapt îți căutai de muncă. De asta trebuie să verifice. De asta și când vii ca turist, ori ai adresă la cineva, ori ai adresă la hotel, adică să te cazezi undeva. Nu poți să vii tu, am intrat în Japonia și mă trezesc în aeroport și de acum stai că mă să-mi caut hotel, stai, de unde cauți toate lucrurile astea dacă nu vii printr-o agenție sau dacă nu te așteaptă cineva la aeroport. Deci cam așa ar trebui să facă frate orice țară, părerea mea, nu? Să știi cine ți intră în țară, să știi cu ce ți intră, cu ce intenții. Da, dar lucrul interesant este că în țările astea dezvoltate, totul costă așa de mult încât dacă vrei să stai acolo, să zicem, ilegal, să deschizi o afacere sau ceva, ai nevoie de foarte mult capital. Pentru că și să muncești la negru și să trăiești așa e foarte greu. Mă, ideea e că ei își protejează țara, știi? Adică, Da. stai puțin, de ce vine ăsta? Vine ca turist, ok, aduce bani, e bun,
vine să muncească, ok, e bun, dar trebuie să limităm muncitorii și să vedem ce fel de munci, ce fel de oameni sunt, că poate vin cu cazier, poate nu știu, poate știi. Pentru că, uite, în Japonia cu China, de exemplu, există o înțelegere. Sunt, cum să spun, Japonia le-a implementat anumite reguli chinezilor, pentru că sunt și foarte mulți chinezi și vor foarte mult să vină, să, știi că sunt mulți în China, și vor să vină număr prea mare. Și atunci aici au făcut. Le dă viză de muncă, dar le dă viză de muncă odată în viață, fără posibilitatea de a renoi viza, 3 ani. Deci tu ca și chinez ai voie să vii în Japonia, ai voie să muncești, dar nu mai mult de 3 ani. De acolo nu știu dacă poate să mai prelungească cu ajutorul vreunei firme sau dacă se căsătorește sau nu știu. Dar după aia nu mai are voie să intre în Japonia decât ca turist. Da, asta e interesant. Nu prea este corect, dar pe de-o parte, frate, fiecare își ține la țara lui, fiecare regulile lui. Adică, bă, vrei să vii în țara mea, nu vor să fie invadați. Sunt, e țară, este o insulă mică și nu... Pe când sunt alte uite, țări mari, cum e Canada, cum e Statele Unite, sunt țări mari care au, așa ar avea loc să susțină un număr mare de populație, nu? În Japonia nu poți, că e mică, e o insulă și așa sunt mulți. Da, ideea în Canada și America este că vor mai mulți emigranți, dar problema este că au nevoie de emigranți care lucrează în anumite domenii, adică nu poate să accepte pe oricine. Păi și ei n-au nevoie în fabrici, ei n-au nevoie la câmp, munca. Da, exact. Asta este exact ce au nevoie. Adică în Canada și America, acum este un shift, adică toată lumea vrea să muncească la birou, vrea să muncească în IT. Adică oamenii nu prea mai vor să mai muncească prin fabrici sau joburi foarte solicitante. Și atunci înseamnă că dacă eu aș aplica pentru o funcție de manager sau ceva de genul ăsta, sau dacă aș aplica pe șantier, am mai multe șanse pe șantier decât, nu? La birou. Problema este că în Canada ai nevoie de experiență în Canada. Dacă ai o afacere sau ai muncit foarte mulți ani într-un domeniu în altă țară, ei nu iau în considerare munca în afară, adică doar în Canada. Și asta chiar e o problemă. Da, pentru că da, vor înțeleg ce vor. Ei vor oameni cu experiență deja, să aibă deja școli făcute, să nu plătească statul pentru ei, să-i educe, trebuie să fii deja educat, deja cu bani la tine, deja am înțeles. Și experiența o faci acolo. Da, și mai este și problema că nu vor să piardă foarte mult timp, să cheltuie foarte mulți bani, să verifice oamenii. Pentru că dacă cineva a muncit în altă țară și are foarte multă experiență în țara aia, ei trebuie să se uite la experiența aia. Și nu are cum să verifice. Exact, și să iasă la o concluzie dacă experiența aia este la fel de bună ca aia în Canada. Și ce fel de calitate este și o grămadă de lucruri. Hai să revenim la subiectul nostru. În România, tu ce faci acum? Cu ce te ocupi? Cât ai? 32, 33 ai, nu? Sau 34? Nu, am 25 de ani. Deci scuză-mă, ai zis, da, am făcut calculul că am văzut la profilul tău, am văzut acolo 87 și am crezut că e anul tău de naștere. Am pus 87 doar că am ales eu așa de un număr. Am crezut că era data ta de naștere și de-aia am făcut eu calculul că ești aproape de seamă cu mine, dar de fapt, da, că mi-ai zis că în 2000 ai plecat și aveai 4 ani, deja n-aveai cum să ești mult mai tânăr, da. Și ce faci acum în România? Păi eu sunt student în Slovenia, dar din cauza COVID-ului învăț online. Dar probabil în viitor există posibilitatea, când părinții mei se retrag, să fiu eu director de fabrică. Pentru că totuși avem o fabrică aici în București. Bun. Nu știu dacă te-am întrebat ce fabrică este, ce... Este o fabrică, e tipografie și tipografie, am înțeles. Și ambalaje, da. Poate fac eu acum un spirit de glumă, sper să nu fie așa, poate o să apelez la tine să mă angajezi. Revin în România și zic, n-ai un loc de muncă pentru mine. Da, nu știu, intenția acestui material era să vorbim dacă românii se mai pot integra, dacă se mai pot întoarce. În cazul tău este un pic diferită, ești un pic mai... un caz mai special, așa, diferită situația ta spre deosebire de a mea sau majoritatea celor care au plecat. Că majoritatea au plecat, cu copil mic sau în vârsta acolo 25-30 de ani
de România, au venit, au muncit, au făcut, nu știu, 5, 6, 7 ani bani și acum se gândesc să se întoarcă pentru că nu se adaptează, uite, cum e și clima și așa mai departe. În cazul tău e un pic mai de asta, ne-am dat la vorbă pentru că e interesantă povestea ta. Poate mai facem și un alt podcast pe viitor. Ce crezi tu așa, recomanzi? Adică ai mai studiat piața sau știi doar acolo, ești tu în bula ta și tu îți vezi de treaba ta și nu știi ce se întâmplă în exterior? Sau ai și idei sau sfaturi pe care ai putea să le dai emigranților care ar vrea să se întoarcă în România, știi? Uite și mie, poți să-mi dai un sfat dacă aș fi să mă întorc în România. Ce sfat mi-ai da? Lucrul interesant este că ai oftat. În România există foarte multe oportunități, dar am oftat pentru că știu că sunt foarte multe probleme. Și de-aia și când te uiți la toate afacerile din Europa de Est, mai ales în România, când o afacere e vândută, de obicei e vândută cu profitul net pe între 2 și 4 ani. Și asta este o comparație foarte interesantă, pentru că în America, Canada, Anglia sau altă țară dezvoltată, de obicei afacerile sunt vândute cu profitul net pe între 6 și 10 ani. Asta e interesant, pentru că arată că există riscuri mai mari în Europa de Est, dar și oportunități. Știi ceva? Aseară m-am uitat la un film documentar. Mandachi, Ștefan Mandachi sau ceva de genul ăsta, nu mi-aduc aminte, poate pun în descriere link-ul, care a construit, știi povestea lui, a construit un metru de autostradă în Moldova, singurul metru de autostradă, știi povestea cu el? Am văzut aseară, mi s-a părut interesant, zic băi, cum cineva s-a apucat să construiască o autostradă în Moldova, o persoană privată, știi, un afacerist, parcă ce lanț de restaurante, Spartan, nu? Da, Spartan, cred că așa. Și de fapt văzând filmul, am aflat că de fapt el a făcut ca și protest toată treaba aia. Băi, și numai că m-am abținut să nu plâng, adică dacă n-ați văzut și cine vede, o să las în descriere, las neapărat link-ul să vă ducă la filmulețul ăla. Câtă lume moare în România, am rămas șocat, câtă lume moare în România din cauza lipsei autostrăzii. Eu știam că e periculos, eu am mai spus de multe ori chestia asta, că am văzut diferența când avem din Japonia și când vin acum din Anglia. Am condus până în România cu mașina, am venit cu mașina pe roți și când am intrat în România, am văzut cum am intrat în România, pe bucățica aia de autostradă de la Vamă până la Arad, un accident rutier. Și gândește-te că avea parapet, două benzi, deci cum poți să faci tu accident cu o mașină care se deplasează în aceeași direcție ca tine, nu ai intersecție, nu-ți vine din contrasens, cum poți să faci accident? Două mașini pe același sens, unul pe bandă sau accidentat între ei. Deci abia veniseră din unde fi venit, după Spania sau nu știu unde, și au făcut accident exact cum a uitat România. După care am văzut că s-a terminat dintr-o dată autostrada de la intrare din România, a mers toate țările ok, Ungaria cât de cât așa nu e, chiar nu se compară cu Austria, Germania, dar când am intrat în România, am zis, wow, ce autostradă bună, mai bună ca la unguri. Și am mers 20 de kilometri sau 10 și într-o dată ne-a scos după autostradă, pe câmp, pe serpentine. Și frate, mă depășeau tirurile, camioanele în serpentină. Nu mai spun că n-ai voie să depășești pentru că era drum îngust, era pantă, nu era vizibilitate. Mai era și serpentină, m-am speriat ce am văzut, știi? Și văzând documentarul de aseară, am aflat că mor în România undeva la 2000 de oameni pe an. Da, e foarte mult. Și la Revoluție au murit 1000. Și când auzi, mamă, au murit 1000 de oameni în câteva zile. Adică 1000 de oameni, frate, e mult. Plus răniți, nu știu cât. Și acum pune că în fiecare an, din 30 de ani încoace, în fiecare an mor 2000. Deci e o statistică, cu siguranță sunt mai mulți. În accidente, frate, băi, și de asta zic că are legătură cu subiectul nostru, pentru că am pierdut, și în filmul ăsta spune că am pierdut contractul cu BMW și cu Volkswagen pentru că n-avem autostrăzi. Și au preferat să plătească, să facă fabrică lângă România, dar în Ungaria, cu 30%, mai scump, adică preferă să le dea la aia 30% salarii mai mari decât ar fi putut să le dea nouă în România, BMW, da? Pentru că nu avem autostradă. Și aici e problema, că de aici
și afaceristul ăsta despre care spunea Mandachi sau cum îl cheamă, a spus și este în filmare, în documentar, că este foarte greu să-și țină afacerea pe roate din cauza asta. Pentru că el trebuie să călătorească mult. Asta este natura business-ului pe care l-are el. Trebuie să călătorească foarte mult, stea mult la volan. Și cel puțin acolo în Moldova, unde este baza lui, nu există nicio autostradă, nici măcar o autostradă. Eu am un prieten care muncea ca și tehnician, repara echipamente. Și a renunțat la jobul ăla, unde câștiga de 3 ori mai mult, pentru că m-a spus că nu mai suportă să se tot deplaseze pe autostrăzi și e riscul prea mare. Pentru că tot timpul se deplasa câteva sute de kilometri între orașe și era foarte mult stres. Frate, este o problemă mare, pentru că pe lângă faptul că am pierdut investitori străini și nici nu încurajează noi investitori, nici noi ca și români. Mă auzi, nu? Că am impresia că te-ai blocat. Așa. A luat-o, gata, și-a revenit. Da. Nu știu, s-a întrerupt, nu știu ce problemă a fost. Cred că aveam 30 de minute. Uh-huh. La momentul în care s-a întrerupt. Hai să mai continuăm să facem o oră. Sigur. Nu mai știu ce te-am întrebat, dar în orice caz. Vorbeam despre emigrare. Dacă ar fi o idee bună ca românii să se întoarcă acasă sau să rămână în străinătate și să-și facă acolo afaceri. Ce părere ai? Lucru interesant este că în străinătate se deschizi o afacere. E foarte costisitor, adică ai nevoie de foarte mult capital. În Europa de Est, acum, adevărul este că totul s-a scumpit. Și fiecare an care trece, țările mai dezvoltate în Europa de Est să devin mai apropiate de țări dezvoltate, ca și Anglia, Germania, Canada. Dar tot există oportunități, pentru că piața totuși nu este la fel de dezvoltată ca în afară. Ideea este următoarea. E destul de greu în România sau în orice țară în Europa de Est să câștigi aceeași sumă de bani cum câștigă un angajat specializat în afară. Adică e posibil, să zicem, pe termen lung să ai succes și să dezvolți o afacere bună, dar durează foarte mult timp, adică sunt foarte multe sacrificii și probleme. Eu am avut discuția asta cu foarte mulți prieteni care sunt investitori și sunt și investitori și angajați în Canada și America. Și m-au spus că e mult mai ușor să fii un angajat care e bine plătit și să investești în bursă sau în proprietăți, decât să fii patron și să ai o afacere și să depinzi doar de venitul ăla. Interesant. Mm-hmm. Interesant, pentru că lumea în care trăim, mă refer la nivel global, se îndreaptă către globalizare, adică se urmărește să fie doar afaceri mari, din ce în ce mai puține afaceri mici sau de familie sau așa, pentru că sunt numai ușor de controlat. Ideea este următoarea. Eu știu că când afacerea noastră era de 4 sau de 5 ori mai mică, noi avem nevoie de o marjă de profit de cel puțin 25-30% ca să supraviețuim pe piață. Pentru că când vinzi o cantitate mai mică de orice, nu contează dacă este ceva care produci sau e un serviciu, trebuie să menții o marjă mare de profit ca să-ți acoperi cheltuielile și ca să fie rentabilă afacerea pe termen lung. Când o afacere crește foarte mult și, să zicem, vinzi 10, 20, 30 de milioane de euro pe an, poți să ai marjă de profit și 4-5% și te descurci foarte bine. Mult. Și tot da, e mult. Tot e foarte mult. Eu înțeleg că e normal că o afacere mare, fiind capital mai mult, să simți mai bine banii decât dacă ai avea o afacere mică, tragi cu dinții de ea. Dar asta era, din punctul meu de vedere, asta era the American Dream. Adică oricine poate să-și facă o afacere. Acum nu putem să spunem că oricine poate să-și facă o afacere mare. Că asta înseamnă să-ți pierzi vreo 20-25 de ani din viață ca să ajungi cu o afacere mare, mică să fie mare. Pe când poți să te mulțumești cu una mică care să fie a ta, să nu ai un șef în spate și mai departe.
Dar în ceea ce spuneai tu că mulți preferă acum să lucreze pentru o companie deja formată decât să stea să o ia de la zero și să-și facă una mică. Mai bine lucrează pentru una, nu mai are bătaie de cap pentru care are un venit asigurat. Asta se întâmplă în Japonia. Că am observat, asta este gândirea lor, asta s-a implementat acum în ultimii 20 de ani. Că ei preferă decât să se zbată, deși după război toți vreau să-și facă afaceri, vreau să-și facă afaceri. Se schimbase regimul și acum se putea să-și fiecare să-și facă o afacere. Erau alte reguli, știi? Dar acum, în ultimii 20 de ani, am observat chestia asta, că preferă să se ducă, să aibă mai puțin stres, preferă să ducă să angajeze, să lucreze pentru o companie mai mare. Ceea ce, pe o parte, e bine, pe o parte, nu e bine. De exemplu, tu dacă vrei să intri pe piață, tu nu o să poți cu ceva nou. Va trebui să te afiliezi. Eu vreau să fac o spălătorie în Japonia. Mă gândisem, plec de aici din Anglia, pentru că Anglia, sunt 5 ani de când am venit eu în Anglia și spălătoriile mergeau mult mai bine și am impresia că s-au dublat numărul de spălătorii și de frizerii. Asta m-am uitat, eu m-am documentat. Și deja gata, s-a saturat piața. Nu mai poți să fii cu o spălătorie sau cu o frizerie pentru că deja sunt prea multe și n-ai avea mare profit. Știi? Ai prea multă competiție. Și de-aia vreau eu să plec în Japonia, pentru că eu în Japonia n-am văzut nicio spălătorie măcar manuală, nici măcar una. Și am zis așa, băi, ăștia când au venit kurdiștanii, când au venit în Anglia și au început cu spălătoriile, de obicei sunt kurdiștani sau albanezi, care au spălătoriile astea manuale în Anglia, știi? Și mă gândeam, dacă pot să aplic eu ideea asta în Japonia. Pot să plec în Japonia, soția vorbește engleză, mă iau 2-3 prieteni care să mă ajute să spăl mașini și dăm drumul la ceva nou în Japonia. Și cineva din Japonia mi-a spus așa, dar tu ai uitat că ai fost acolo, ai uitat cum gândesc ei și cum merge treaba la ei? Și zic, păi da, tocmai asta e, că nu există și poate vin cu ceva nou pe piață și reușesc să fiu, să mă dezvolt, chiar dacă după mine, eu văzând exemplu de aici, din Anglia, zic, chiar dacă după mine o să vină alții și o să facă spălătoric pentru că văd la mine, portughezii, brazilei și ce au ei pe acolo străini, nu mă interesează că deja intru și îmi fac afacerea mea. Și mi-a spus, bine, câte spălătorii ai văzut? Zic, păi nu am văzut. Nu, n-ai înțeles întrebarea mea. Atunci să te întreb altfel. Câte spălătorii automate ai văzut? Și m-am gândit, zic, bă, stai așa, că eu mergeam la benzinărie, n-am avut mașină în Japonia, dar mergeam la benzinărie să-mi iau, ei au niște sobițe, de-astea care, cu baterii și cu cherosen. Deci, pași într-o de-asta, așa, într-o canistră, cum să-i spun, te duci la pompă, un bidon de 5 litri, cam așa luam, plăteam acolo la pompă ca și la benzină, benzină, ce ai tu, benzină motorină și aveai și o pompă pentru specială pentru cherosenul ăsta, că e lichid, nu e gaz. Luam bidonul, mă duceam acasă și puneam în canistra aia și canistra aia o băgam în sobiță, o să o arăt pe cât de curând mergem în România, le-am acasă, am dus în România două astfel de sobițe. Și se găsește aici cherosen și o să cumpăr, să văd dacă funcționează, dacă mai funcționează. Și aia pur și simplu n-are evacuare, n-are coș, n-are nimic. Trebuia să-i dai, băgai cherosenul, dădeai drumul, deschideai ușile sau geamul ca să iasă gazele. Ia când pornește, ies niște gaze, vine un miros nasol. Deschideai ușa, ieșea mirosul ăla, după care ardea și nu mai venea, nu mai mirosea nimic, se încălzea și era automată, se oprește singură. Înțelegi? Și acolo am văzut și spălătorie și vulcanizare și toate astea într-un loc. Deci lângă benzinărie era și o spălătorie de asta care băgai tu fisa și cu perii și se spăla. Și atunci mi-am dat seama, zic, da bă, stai un pic, cum fac eu să mă bat cu aia când tu bagi, de exemplu, în Anglia, 10 lire să speli o mașină, da? Da. Într-adevăr, fiind mulți oameni și se merge ca pe bandă, deci intră mașina pe într-o parte, iese pe alta, nu ieși, nu te dai jos din mașină, nu e ca în România. Să rămâi în mașină, dai înainte, tot îți face semn. Dai înainte, știi, unul spală roțile, unul spală așa, unul clătește și așa mai departe. Dar nu te pui cu roboții, frate, pentru că un robot îți ia poate 5 lire sau 3 lire și pe om trebuie să-l plătești 10 lire. Dacă ar fi... Da, spune. Da, lucru interesant în Japonia este că pentru că populația scade, ei investesc din ce în ce mai mulți bani în roboți și inteligența artificială. Da, uite... Chestia asta, că am vorbit cu un englez și l-am întrebat, bă, dar cum ați făcut voi de ați pierdut Land Rover, Mitsubishi, Triumph și
Jaguar și toate fabricile astea care englezești, care erau șmechere, cum l-ați făcut voi de l-ați pierdut? Și el mi-a spus așa, nu mai știu exact anul, nu mai țin eu minte anul în care s-a întâmplat, dar Japonia și Germania și alte țări devenise, Coreea cred că de sud, deveniseră competitori prea puternici, adică deja îi depășea pe americani și pe englezi la fabricarea de mașini pentru că aveau, ce spui tu, roboți. Și japonezii au venit și le-au propus la englezi, haideți să vă aducem roboți ca să rămâneți și voi pe linia de plutire, să nu rămâneți, să nu pierdeți astea, știi? Deci au vrut să-i ajute. Dar știi cum e mândria și așa? Și oamenii în general, oamenii de rând, au ieșit și au făcut proteste că ei nu vor roboții, nu vor să piardă locul de muncă. Înțelegi? Dar nu și-au dat seama ce repercusiune să aibă pe viitor, pe termen lung. Și atunci ei și-au păstrat locurile de muncă, n-au fost înlocuiți cu roboți, cum s-a întâmplat în Japonia, cum e acum în China, în Coreea de Sud și cred că și acum e și în Germania și în America sistemul ăsta. Și-au pierdut, frate, competiția, pentru că nu poți să te miști la fel de repede ca un robot și sunt costuri mai mari. Și uite, așa au pierdut englezii industria auto din cauza că n-au adus roboți. Știi? Pe o parte e bine, pe de altă parte nu e bine în momentul în care alții fac. Deci e bine pentru umanitate să ne păstrăm locurile de muncă, să nu fim înlocuiți cu roboți. Dar dacă ai alți competitori, adică alte țări care deja au adus roboți, înseamnă că tu ești în dezavantaj. N-ai cum să te bați cu ei. Știi? Ideea este următoarea. Dacă, să zicem, ai o afacere și contează foarte mult prețul și cam la toate afacerile contează, adică nu poți să ceri dublu. Să zicem, poți să ceri cu 20-30% mai mult dacă oferi ceva în plus. Să zicem, livrezi mai repede, oferi servicii de calitate, ai fost în domeniu foarte mult timp și astea sunt toate avantaje. Dar asta cu roboții, eu cred că dacă piața cere prețuri mai mici, ești forțat să cumperi roboții aia. Mă, eu cred că ar trebui făcută o lege internațională prin care să se stabilească niște bariere, ca să spunem așa. Adică, bă, ne mai interesează de umanitate sau ne interesează decât care este pe primul loc, care China, care Japonia, care să câștige trofeul. Și atunci nu ne mai interesează de oameni. Băgăm roboți cât se poate de mulți, dacă se poate să fie fabrici doar cu roboți, și atunci o țară o să câștige foarte mulți bani, sau două țări, sau trei, cred că asta se și întâmplă acum, și sunt oameni care se duc la vale. Adică eu sunt de acord cu roboții care să înlocuiască oamenii, dar ce facem cu oamenii? Nu ne mai gândim la oameni. Păi lucrul interesant este că și în Europa de Est, mai ales în România, salariile tot cresc. Asta înseamnă că în 50-100 de ani există posibilitatea și în România să existe foarte mulți roboți. Da, păi dar nu îi facem noi, aduc nemții. Sau exact, pentru că toate afacerile din România, să zicem, care au contracte cu Germania sau alte țări dezvoltate, și aia vor un preț mai mic. Acum salariile sunt mici și este mai rentabil să angajezi mai mulți oameni decât să bagi roboți. Dar după ce salariile cresc și totul costă mai mult în România, probabil. Și în România vor exista foarte mulți roboți. Dar problema este ce o să facă statul. Pentru că toți oamenii ăștia nu o să aibă nicio ocupație. Pentru că dacă ești înlocuit de un robot, îți dai seama că o să fii foarte supărat și nu sunt sigur dacă o să mai ai motivație să înveți altceva. Pentru că trebuie să iei de la capăt. Eu oricum cred că e prea târziu și Elon Musk a spus la un moment dat că e prea târziu. Deja inteligența artificială a ajuns la... nu mai poate fi dată înapoi pentru că e ca și o dependență de care omul s-a învățat, știi? De ce ar fi acum să scoatem toți roboții din fabrici, să zicem, se face un protest la nivel planetar și gata, vrem să renunțăm la roboți și să fiecare fabrică să-și facă, fiecare țară să-și facă fabrică cu oameni și să facem cum se făcea pe timpuri, știi, ca să avem oamenii ocupați, să le dăm ceva de muncă. Nu cred că mai putea să te mai întorci să faci munca aia. Eu am lucrat în fabrică, la o fabrică de cartofi, unde aveam un robot care punea pungile de cartofi în lădițe, că asta făceam noi. Fabrica cumpăra cartofi de peste tot din Europa, îi aducea, îi sorta, mă rog, înțelegi, îi băgam în pungi și îi dădeam mai departe la supermarketuri. Chiar scria și Made in Japan pe robot, apropo. Uh-huh. Și erau linii
cu oameni și linii cu roboți. Mi se pare că erau decât două linii cu roboți, restul erau cu oameni. Erau 11 linii, dintre care două linii de roboți și restul de oameni, da? Se mai stricau, nu erau tot timpul full, nu erau toate 11 liniile ocupate. Uneori mergea robotul, uneori nu mergea. Dar aveam, în mare parte lucra robotul, unde era o erau niște lădițe mai mici, pentru că aparatul ăla lucra doar cu anumite lădițe. Și un singur mâner de la lădiță, care se făceau ceva de genul ăsta, să poți să pui una peste alta, să le stochezi. Și se mai întâmpla, când ridica robotul lădița, să nu se rabateze mânerul ăla. Și când o punea pe bandă, punea robotul respectiv, punea cartofii, știi, în lădiță, pardon, pungile cu cartofi, și după care, când vroia să ia lădița, din cauza că era, deci era o chestie foarte mică, se oprea toată linia, toată asta, și trebuia, chiar dacă el se mișca mai repede decât un om, tot trebuia să fie un om acolo care să-l urmărească. Și în cazul când dădea o eroare, trebuia opri, trebuia porni, trebuia iar scoase lădițele puse la loc. Dar frate, vreau să spun că n-ai cum, era o linie unde se mișcau românii foarte repede, erau recunoscuți ca cei mai rapizi din fabrică. Când veneau aia, se făcea muncă de 8 ore în 6 ore. La un moment dat se strica mașina pentru că băga prea repede, știi? Dar ideea e că noi suntem oricum dependenți de roboți. Și chiar, uite, telefonul este continuarea mâinii, dacă vrei să spun așa. Știi, ai mâna și ai telefonul. Dacă n-ai telefonul, ești terminat. Și suntem dependenți. Cum mai scăpăm noi de roboți dacă ăsta e viitorul? Și deja, cum a spus și Elon Musk, deja e prea târziu să mai facem ceva. Suntem dependenți. Nu cred că am putea să mai renunțăm la ei. Păi, alt lucru interesant este că oamenii tot timpul vor prețuri mici. Și e tot timpul lupta asta, să plătești din ce în ce mai puțin. Dacă oamenii ar fi dispuși, să zicem, să plătească mai mult pentru unele produse, probabil ar exista afaceri care nu ar investi așa mulți bani în roboți. Ai dreptate, uite la cel mai bun exemplu, Lada Niva, frate. Lada Niva încă se fabrică și acum cu aceleași dotări, tot cu manivelă la geam, tot exact la fel. Și ce crezi? Știi că e un model de Lada Niva care, de fapt, e mașină de teren, Lada Niva. Am văzut un român și-a cumpărat una nouă din Rusia cu 40.000 de euro. Deci mai mult decât un Duster, care n-ai ce să compari. Dusterul e totuși mașină la standarde europene. O cumpără europenii, o cumpără toată lumea. E bună, știi, mașina arată bine. Nu știu dacă e la fel de rezistentă ca Lada Niva, dar ca și mașină de teren, zic, știi? Dar eu am rămas uimit, zic, mă, de ce ai cumpăra o mașină care n-are nici măcar un GPS, nu mai vorbim de GPS, n-are nici măcar MP3, n-are castofon, trebuie să-i montezi tu, n-are aer condiționat, sau dacă are, nu e oricum dublu, nu e climatronic, n-are ce dotări are Dacia, nici nu arată la fel de frumos. Și zic, de ce ai dat, nu știu cât e un Duster nou, dar probabil între 20 și 25 de mii de euro, probabil. De ce ai dat dublu valoarea, că nu e chiar, totuși nu e Land Rover. Știi? Sau nu știu. Așa de bune sunt astea, oare? Nu. Eu cred că e vorba de ce ai spus tu. Sunt oamenii dispuși, pentru că sunt patrioți, să-și cumpere mașina lor. Bă, trebuie să susțin economia. Și asta s-a întâmplat și în Japonia, ca idee. Ne duceam la cumpărături și mai erau pe străduțe, de astea mici afaceri și mici magazinele, cum erau cu 20, 30, 40 de ani în Japonia, încă mai sunt. De ce? Pentru că populația din comunitate susține pe acel mic producător. Și anume, în loc să se ducă la supermarket să ia roșii din China, Japonia nu este mare producător agricol, n-au de unde, ei nu pot să-și susțină propria populație doar cu ce au. Pe nici pe care au spațiu. Nu, și ei trebuie să importe. Da, e logic. Și atunci, dar au și ei câteva produse pe care le produc la ei, produse agricole pe care le fac la ei, inclusiv roșii, dar roșii sunt foarte puține, mai mult orez și chestii de genul ăsta, rădăcinoase crezi la ei, pentru că e și clima, știi? În primul rând este o țară formată din munți. Ce să poți să crești acolo? N-ai pământ ca lumea. În fine, și ei aveau roșiile lor, dau așa o sumă estimativă ca să înțelegem diferența, cu 2 lire. Dau un exemplu, da? Deci 2 lire pe kilogramul de roșii. Care erau ok, nu pot să spun că care erau mai bune sau care nu erau. Și în China, cele care veneau, de duceai în supermarket și găseai la supermarket din China cu o liră pe kilogram. Ce crezi că făceau japonezii?
consumau toată producția japoneză, chiar dacă era dublu. Și la noi în România este invers. Deci la noi în România țăranul român vinde cu o liră kilogramul, în supermarket găsești cu 2 lire și românul tot la supermarket se duce, nu o să ducă la țăran. Adică după ce că e mai ieftin, nu vrei să-l susții, păcând în Japonia era invers. La țăran, la micul producător care nu era rentabil, era prea scump, tot cumpărau de la ei ca să poată să-l susțină, să poată să existe. Și după aia se îndreptau către supermarketuri cu ce mai rămânea. Bă, nu mai are. Mai roșii, nu mai roșii. Bine, mă duc la supermarket acum. De ce la noi se întâmplă invers? Îți explic, e foarte interesant. Și eu am văzut că de fiecare dată când e o firmă din străinătate, tot timpul e o cerere mai mare la firma aia pentru produse și servicii decât o firmă românească. Pentru că românii cred că dacă o firmă este din străinătate și calitatea serviciilor și produselor e mai bună. Nu contează dacă asta e realitatea sau nu, foarte mulți cred asta. Și la noi, când am semnat contracte cu firme din afară pentru servicii de advertising și lucruri așa, tot timpul am prins mai mulți clienți români. Pentru că când văd o firmă din afară, au mai multă încredere. Păi, e și pe de parte și adevărat, dar hai să spun, uite, știi cum era Japonia văzută înainte de China? Acum când auzi made în China, te ia capul, zici, mamă, mi-au... Deci, același lucru. Ce e în China e făcut prost, dar mulți nu știu că majoritatea produselor din casă, electronice și mai departe, componentele sunt făcute în China, dar chiar dacă scrie acolo Samsung sau Sony sau Lenovo sau așa, apropo, Lenovo e firmă chinezească, de laptop, da. Cel mai bun laptop după piață. Acum 40 de ani, când vorbeai de made in Japan, americanii râdeau, exact cum facem noi cu China. Cumpăr de la aia, de la japonezi. Acum Japonia este în top. Este printre cele mai bune produse pe care le poți avea. Dar ce nu știe lumea este că și japonezii, chiar dacă au fabrica mamă în Japonia și acolo le asamblează și le verifică, cele mai multe dintre componente sunt fabrici, sunt pe afară, sunt în Filipine, sunt în China. Deci foarte multe fabrici japoneze sunt în China. Muncitorii sunt chinezi, aparatura, într-adevăr, tehnologia este japoneză și sunt aduse înapoi și asamblate în Japonia, dar sunt făcute de chinezi, frate. Da, asta e adevărat, pentru că în ultimii 20 de ani, statul în China a semnat foarte multe parteneriate cu firme mari din afară. Și dacă vrei să faci afaceri în China, trebuie să iei statul ca și asociat. Statul să dețină 51% din firmă. Dar statul îți oferă oameni, îți oferă infrastructură, prețuri mici la livrări, adică sunt foarte multe avantaje, pentru că există foarte puține țări unde poți să deschizi fabrici foarte mari și să ai toate lucrurile astea. Dacă nu mă înșel, mi se pare că se întâmplă și în Middle East, la Arab, mi se pare, în Doha, în Qatar, în Dubai. Mi se pare că e aceeași lege. Ai voie să deții afaceri, dar statul deține 50%, 50% plus 1. Și tu deții restul și mi se pare că nu ai taxe, nu plătești taxe, nu plătești nimic, dar plătești decât salariile la angajați și atât. Pentru că deja le dai lor 50%, deci oricum e mai mult decât ai dat prin TVA sau prin alte taxe. De ce nu aplicăm și noi modelul ăsta? Bine, noi suntem în Uniunea Europeană, noi trebuie să ascultăm de Uniunea Europeană acum, dar... De exemplu, când a fost Victor Ponta, nu știu dacă prim-ministru sau vrea să fie președinte sau... Parcă era bătălia dintre el și Băsescu, nu? Ți-aduce aminte când Victor Ponta vrea să facă, să aducă China să construiască autostrăzi și mi se pare că pe 100 de ani era contractul ca ei să construiesc cu banii lor, fii atent, deci venea firmă chineză și îți făcea 2000 de kilometri de autostradă în România cu singura pretenție ca cine intră pe autostradă să plătească taxa de autostradă. Și aici, în Anglia, sunt anumite drumuri și autostrăzi la un pe care intri, ai o barieră, plătești banul și intri și ai intrat pe autostradă. Decât să te duci pe drumurile alea, să treci prin 20 de comune ca să ajungi din Arad în București, sau cred că sunt mai mult de 20 de comune, pe drum de ăsta, lângă autostradă, că n-ai autostradă directă, nu era mai bine să plătești, nu știu, 10 lei, abar n-am cât, și să ajungi în 2 ore. Da, e mai bine, dar problema este că în România, dacă oferi ceva gratis și după aia încerci să ceri bani, nu o să funcționeze niciodată. Pentru că oamenii deja s-au obișnuit să primească totul gratis. Da, bravo, ai zis o vorbă foarte mare.
Pentru că și aici în România e ceva foarte interesant cu toate blocurile. Pentru că în țări dezvoltate există condo fees. Plătești în fiecare lună la o firmă care se ocupă cu renovările, să repară clădirea, să asigure o calitate. Dar conceptul ăsta niciodată n-a prins în România, pentru că oamenii nu vor să plătească în mod constant. Tot timpul plătesc când e totul praf. Și că nu se mai poate face nimic, adică numai în ultima momentă, când e totul terminat. Știi de ce am spus bravo și știi de ce, știi că mi-am dat seama că ai dreptate? Mi-am dat prima dată seama de chestia asta. Mă uitam la... Bine, acum mă dau exemplu pe mine, un exemplu impropriu, dar îl dau totuși. Că de când am canalul ăsta de YouTube și mă uit în analitic și văd că 80%, 88 chiar la sută, și am și pus chestia asta, din cei care mă urmăresc nu sunt abonați. Că, și am întrebat pe câțiva, mă, de ce nu te abonezi? Ești abonat? Nu sunt abonat. De ce? A, n-am știut sau eu nu mă abonez. Eu nu, auzi, cineva a spus, eu nu mă abonez la nimeni. De parcă, dacă s-ar fi abonat la mine, îi cădeau gradele. După care am zis, ok, hai că am înțeles genul ăsta de gândire. Am explicat, este gratis, mă ajută pe mine, dacă vrei să mă ajuți, fă și tu chestia asta. Sau dacă, sau cei care sunt abonați, le-am cerut, dă frate un share pe Facebook sau poți să mă susții pe Patreon. Sau poți să mă susții cu un euro, o liră, cinci, nu contează, cu cât vrei tu, ca să poți să continui canalul. Să mă așteptam să se strângă oameni care să mă susțină financiar, pentru că pentru tine o liră nu înseamnă nimic, nici pentru mine nu înseamnă. Da. Dar dacă se strângă 100 de oameni, pentru tine tot nu înseamnă nimic, pentru mine înseamnă. Și atunci, dar e chestia asta de cum să spun, selfish, cum să spun în română. Nu ne gândim decât la noi, la persoana noastră și ne așteptăm că totul să fie gratuit. Și nu credem că trebuie să băgăm noi mâna, lasă că bag altul. Eu plătesc 10 lire la UNICEF, mai plăteam la Greenpeace, acum plătesc, la asta l-am oprit, dar acum plătesc și la ăștia cu wildlife. Adică cei care au grădini zoologice și toate nebunile astea prin Anglia, plătesc 10 lire pe lună și pot să mă duc gratis la oricare dintre ele. Nu m-am dus și știam că nu o să mă duc și știam că nu e rentabil, dar am zis așa, mă, dacă animalele alea ca să aibă mâncare, m-am gândit la treaba asta. Grădina zoologică, ca să aibă mâncare, animalele trebuie cineva să plătească ceva. Nu trebuie să căutăm care sunt alea gratuite. Păi alea, numai acolo mă duc. Ca asta e gândirea românească. Decât să te duci la dentist și să-ți faci o căriuță, zici, te duci abia când scade, ca toată dantura scade, știi? Sau nu mă repar mașina la service, am învățat să-mi o repare tovarășul, nu știu care e tovarăș, și după aia, de fapt, e mai multe datorii la el decât dacă te duceai la un service. Deci, da, înțeleg ce spui tu, e perfect. Nu, oamenii s-au învățat să caute numai lucruri gratuite, românii. Asta este încă mentalitatea, asta nu duce nicăieri. Nu ne gândim la comunitate, dar cum ai spus și tu mai devreme, ne place, pardon, admirăm străinii și calitatea lucrurilor venite de afară, dar nu vrem să înțelegem ce au străinii și nu avem noi. Și singura chestie este patriotismul, devotamentul și faptul că se gândesc la cei din jur. Și asta este perfect în cazul Japoniei. Chiar și în Anglia, cât de cât e ok. Dar în Japonia, frate, omul, deci nici măcar la familia lui nu se gândește. Eu nu spun să mergem până într-acolo. Deși dacă am face lucrurile astea, am abubuit țara asta ca și națiune, România. Japonezul se gândește, deci dacă el are de ales dintre a se duce acasă după muncă să stea cu soția sau dacă șeful îi spune mai stai o oră peste program, pentru firmă, pentru țară, sacrifică-te sau mergi cu mine la băut, un japonez niciodată nu ar face ce ar face un român. Nu, frate, mă duc cu familia. Prioritatea mea e familia, după aia rudele și după aia ultima oară e țara. Ei pun țara pe primul loc. Și e simplu, dacă ești o persoană, ești slab, ești mai multe persoane, ești mai puternic. Este foarte simplu, dar din cauza egoismului pe care îl avem și gândirea, uite, chiar, scuză-mă că am vorbit mai mult decât ai vorbit tu, Nicio problemă. dar am fost, pur și simplu, am fost uimit de documentarul pe care l-am văzut aseară și de-aia am spus, lasă în descriere. O să las și al tău dacă și tu ai tu ceva, un canal de YouTube sau Facebook sau ceva, să te Nu, eu gândească am cum. Facebook, dar nu postez nimic, adică. Nu, că puteam să pun în descriere dacă vrea lumea să te contacteze, să te găsească sau ceva. Ah, Ok. sigur. Și patronul de la Spartan,
care a avut inițiativa asta să facă protestul cu autostrada, cine crezi că îl descuraja, frate? Deci omul a venit, a fost foarte bine intenționat și a făcut un lucru foarte bun. A mișcat lumea, a scos lumea din casă. De la un simplu gest. Tot prietenii lui și cunoștințele lui și managerii și toți oamenii care erau sub el îl îndemnau să nu facă așa ceva. Nu te băga, pentru că dacă te bagi în politică, o să-ți facă nasoale. Și asta este frica cu care trăim și lipsa de implicare a adus România în stadiul în care este. Deci suntem doar învățați, doar să ne plângem în continuare de toate instituțiile, dar nu facem noi ce trebuie, partea noastră, bucățica noastră, nu o facem. Adică ăla a zis, bă frate, eu am băgat 100 de mii în proiectul ăsta să fac metrul ăla de autostradă și în publicitate și în flyere și toate astea. Dă-mi și tu un share pe Facebook. Dă-mi și tu ceva ca să mă susții, ca să pot să fac ceva, să mișc ceva. Și într-adevăr s-au sesizat televiziuni sau și pe afară, în toată, trebuie să vedeți neapărat cine n-a văzut materialul ăsta. Băi, și chiar și în documentarul ăsta, dar lumea nu observă, pentru că lumea nu se uită unde trebuie. Prietenii lui, apropiații lui, oamenii din firmă, bă, nu băga asociatul firma. Adică nu te, stai la umbră, nu ieși tu în față. Păi dacă nu ieșim în față, atunci cum, dracu, cine o să facă ceva dacă nu, nimeni, nu, pe familia ta, prietenii tăi nu te îndeamnă. Hai că mergem și noi cu tine. Hai să te susținem. Nu, 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 stai în umbră, stai în umbră. Vezi de treaba ta, nu te băga. Da, ideea este că mulți cred că în România, dacă vorbești prea mult sau ieși în față prea mult, da, se vor întâmpla lucruri foarte proaste. Adică ai probleme cu statul, cu ANAF, cu toate astea. Da, bă, dar cum? Păi altfel cum faci? Păi altfel cum? Păi și altfel, altă variantă, cum faci? Dacă nimeni nu iese pentru că e frică sau pentru că ai probleme. Dar au fost executat președintele Americii. Adică despre ce vorbim? Asta este lupta cu democrația, asta e lupta pentru libertate și pentru prosperitate și ca să ajungem cineva, trebuie să ne sacrificăm. Nu se mai poate să așteptăm că vine Europa și ne dă bani degeaba. Și că stăm acasă și muncim de toți de la birou. Uite, dacă tu muncești de la birou, bravo ție. Tu ai, cum să spun, plăcerea asta să stai. Eu nu pot să stau la birou. Eu nu știu, de exemplu, dacă mă întreb despre laptopul, despre calculatoare, nimic nu știu. Știu să editez, știu să fac o poză, îmi place să fac YouTube, dar nu știu nimic, nu știu să formatez un laptop. Nu mă interesează, nu mă pasionează. Atunci apelez la tine pentru că tu te pricep, te sun pe tine, te plătesc, nu mă aștept ceva gratuit de la tine. Stai puțin că îl cunosc pe ăla, stai să aplic, stai să încerc, stai să trag sfort. Nu, frate, trebuie să ne obișnuim, chiar dacă nu se le placă multora ce aud, dar asta este adevărul. Și tu poți să mă contrazici dacă greșesc. Nu, eu cred că e complet normal, adică și asta e ceva foarte ciudat în România, că toți vor să primească ajutor gratis și să nu plătească pentru timpul ăla. Tu știi câtă lume mi-a dat joint sau a făcut abonament pe Patreon? Doar o dată, o lună, cât te-a luat o liră sau nu știu cât. Uh-huh. Și după aia văd acolo că s-a retras. După care nu știu ce mai a avut nevoie de mine, iar a pus acolo, știi? De ce? Că eu toți cei care mă susțin, acum, de exemplu, dacă pun video ăsta sau un nou video, eu pun la sfârșit sau la început, nu contează, pun numele tuturor celor care mă susțin cu o liră, două, trei financiar, pentru că merită. E, bă, să bage omul până la urmă mâna în buzunar pentru tine, e ceva, știi? Și n-am înțeles niciodată de ce te bagi în treaba asta, probabil ca să aibă, nu știu, să-și vadă numele acolo pus, știi? Că după aceea să se retragă. Eu nu înțeleg. Adică dacă ai vrut de la început să mă susții, înseamnă că a fost un motiv pentru care m-ai susținut. Și dacă, să zicem, canalul meu a luat o întorsătură proastă, nu știu, vorbesc prea mult, trebuia să te las pe tine să vorbești mai mult, în loc să vii să spui, băi, Ivan, uite, îmi plac podcasturile și invitații tăi, trebuia să-l lași mai mult pe băiatul ăsta să vorbească decât să vorbești tu. Pentru că e podcast, trebuie să-l lași pe el să vorbească. Și atunci eu înțeleg și poate mă abțin data viitoare. În schimb, el ce face? El se dezabonează sau îmi dă un mesaj urât sau nu mă mai susține. Și eu nu știu de ce nu mă mai susține. Eu nu primesc informația. Asta este problema. Că ei au impresia că eu știu de ce mi-a dat un dislike, eu știu de ce s-a dezabonat sau de ce a fost. Eu nu știu. Și le-am spus, băi, frate, decât să mă susții sau și să te retragi și să nu știu, măcar spune. Mai bine spui că poate și nu că poate. Sigur o să schimb ceva, pentru că am schimbat foarte multe la canalul meu datorită celor care mă urmăresc, că mi-au atras atenția.
Da, eu cred că asta e o problemă cu societatea în ziua de azi. Da, Pentru de că digitalitate. oamenii, pentru că oamenii cred că există foarte multe opțiuni și asta e adevărat. Și dacă nu-ți place ceva, poți să te muți la altul. Adică niciodată nu trebuie să rezolvi o problemă, pur și simplu te muți în alt loc. Și eu acum, dacă stau și mă uit, că am făcut nu știu dacă ai văzut vlogul în care am pus câte cheltuieli am pe lună, am scos o asigurare care plăteam la televizor. O prostie, nu știam cum am. Dar îmi lua banca 6 lire pe lună, îmi lua, care nu e în cont, nu se simte, dar am foarte multe lucruri mărunte. 7 lire sau 6 lire îmi lua o asigurare de la televizor, care televizorul e pe perete, nu plec cu el în buzunar ca să zici că spart televizorul. Dar l-am ținut, cred că la început m-am gândit dacă aducă copilul cu ceva în el, nu mai știu care a fost chestia. În fine, și am uitat acolo și zic, bă, văd UNICEF, văd la banii care îmi ies mie din așa și am pus așa. Ban peste ban, bă, sunt aproape de 70 de lire cu pe lună, 70 de lire pe lună e destul de bine, adică aș putea să-mi fac o rată la bancă, să-mi iau vreo 6-7 mii de lire și să, banii ăștia să-i plătesc 70 de lire pe lună. Dau și un exemplu, ar trebui să fac ceva cu banii. În schimb, eu prefer să pierd niște bani, că susțin pe Peter, așa se numește, pe Peter, 3D pe Peter, este un ceh, YouTuber ceh care îmi place, bă, mie îmi place ăla, ăla îmi place, eu pe ăla îl susțin. Și mai e unul în Japan, nu mai știu dacă mai donezi și la ăla sau nu, care eu sunt YouTuber, eu n-ar trebui să donez la alt YouTuber, pentru că dacă eu iau de la tine o liră și o dau înapoi la ăla, efectiv eu nu câștig nimic. Și ăla are vreo 300 de oameni. Dar mie îmi place ce face ăla și eu vreau ca ăla să continue, pentru că am văzut că face mai rar și m-am gândit, bă, hai să mă implic. Și eu susțin pe ăla și ce am spus până acum, sunt vreo 60-70 de lire care mie mi ies din casă, bani care pe mine nu mi-aduc nimic. Dar se numește investiție. Investesc în ceea ce, uite, ai Netflix, ai poate Prime, ăsta, Amazon Prime, sau dacă plătești. Și eu am propus soției mele, zic, haide să renunțăm la Netflix și la Prime, pentru că plătim vreo 10 lire pe lună în plus. Mai bine avem internet, ne uităm la YouTube, ne băgăm canale prin YouTube și prin internet și nu mai plătim. Nu, domne, mie aia îmi place, aia vreau să. Ei, și atunci la plătim în continuare. Dar asta am spus, sunt niște cheltuieli care nu sunt neapărat necesare. Și totuși, pentru că vrei un anumit confort, vrei un anumit, știi, divertisment, vrei ceva, vrei să continui, îl plătești. Dacă tu nu mai te uiți la HBO și îți retragi abonamentul la HBO, automat HBO, când nemai având oameni care să-l plătească, venitul ăla pe lună, dispare HBO, nu? Așa e și cu YouTube-ul. Ai un YouTuber pe care îl urmărești, are pe da, domnule, are 300 de oameni care îl susțin. Nu contează că tu ești 301. Sau nu te apare numele tău acolo când îi donezi. Dacă vrei să-l mai ai, bagă bani, că așa se numește investiție. Vezi un gunoi pe stradă, toată lumea aruncă. Nu contează, fii tu ăla care ești exemplu, se simte de tu în sinea ta, bă, am făcut ceva, m-am implicat. Atât am vrut să zic, te las pe tine să vorbești, că deja te-am acoperit. Scuză-mă încă o dată. Da, lucrul interesant este că YouTube-ul ăsta este un domeniu creativ, adică sunt oportunități, dar și probleme. Tu, ca și creator de conținut pe YouTube, știi că ceilalți muncesc foarte mult și de-aia vrei să-i susții, pentru că tu știi mai multe lucruri despre domeniul ăsta Da, decât alții. La fel și eu ai dreptate. cu firma aia, când facem advertising, facem lucrurile astea. Știm cât de greu este. Și de-aia încercăm să muncim cu freelancers, cu alte firme mici. Pentru că știm că am avut și noi probleme și vrem să-i ajutăm pe alții. La fel și tu, pe YouTube. E logic. Pentru că problema este că majoritatea oamenilor, când nu au experiență sau nu știu ceva despre ceva, pur și simplu n-au niciun interes. Pentru că este ceva care n-au Da, mai și făcut uite, niciodată. doar o secundă. Chiar acum câteva zile am primit un mesaj urât. Deci eu l-am considerat nesimțit, pentru că pur și simplu mi-a scris la unul dintre daily vloguri, plictisitor, deja nu știu ce nu mai îmi place. Ok, am înțeles, apreciez că mi-ai transmis, înțelegi, mi-ai sugerat că e plictisitor, ar trebui să fac ceva. Dar el, în loc să-mi sugereze direct, adică să-mi spună, băi frate, nu te supăra, dar trebuie să schimb ceva. Uite, îți dau o sugestie, uite, vin cu ceva. Nu m-aș fi supărat. De el mi-a dat-o direct, care sigur a venit din frustrare, ca să mă atace, să mă facă să strice mie ziua sau ce-o fi crezut el că mi se întâmplă. Și am reacționat la fel ca el, i-am dat-o înapoi.
te-am spus, ești nesimțit, ești așa, nu se face așa. Pentru că pentru mine YouTube-ul ăsta a luat-o atât de în serios încât eu și din spital am postat. Da, am văzut. Păi, de-aia nu m-am supărat când ai zis că ești foarte ocupat și ai timp, pentru că și eu știu cum Trebuia este. să facem podcastul, nu-i așa? Da, păi, da, nu m-am grăbit sau nu m-am supărat, pentru că știu că muncești foarte mult și tot timpul există probleme. Asta e ce nu înțeleg oamenii. Oamenii vor totul să fie perfect, să nu existe probleme și după aia totul să fie și gratis. Asta mi se pare ridicol. Da, de multe ori am fost contrazis sau nu știu cum, că de ce, și chiar de prieteni, frate. Deci am ajuns să dau bloc și la în viața personală și pe internet, să dau bloc din viața mea unor persoane pentru că, băi, mă corecta la titlu sau ceva, greșeam ceva, nu se pui, pe care, nu care, pe care. Da, frate, sunt plecat de 7 ani din țară. Se întâmplă să trag mai mult să învăț limba engleză sau japoneză decât să mă acces pe limba română pentru că nu mai e tot ce am. Voi în România altceva nu aveți. O parte din cei care înțelegi că eu citesc cărți. Pentru că tu nu ai ce face, frate, pentru că tu ai mult timp liber și tu asta faci. Da, mulțumesc că m-ai corectat, dar lasă-mă, n-am nevoie de corectura ta. Pentru că nu am timp. Dă-mi un share pe Facebook, ajută-mă altfel, ești prieten, susține-mă cu ceva. Înțelegi? N-a înțeles, frate, și în continuare, băi, măcar abonat nu era, dacă îți vine să crezi. Prieten, prieten care am fost prieteni români înainte să plec. Și tot a continuat cu chestia asta, cu chestia asta, până la un moment dat ne-am certat. Și am zis, bă, frate, dacă vrei să mă susții, susține-mă cu ce am nevoie, dacă mie mi-e sete, tu nu-mi dai mâncare. Dar, domne, că dacă vrei să nu te faci de căcat, bă, dar te-am plătit pe tine eu ca și moderator sau te-am plătit eu ca să-mi ești sponsorul meu de imagine sau ce ești tu, mai ales că ți-am și explicat că aveam telefon, la telefon, bă, omule, nu am timp, am copil mic, am muncă, am YouTube, mă duc la sală. Orice om sănătos la cap înțelege la cât stres sunt eu supus și eu nu mă plâng acum, dar eu trebuie să explic, că tu ai spus că lumea nu înțelege, că nu știe care e munca din spate. Da. Dacă explic și le spun, bă, domne, te plângi, sau de ce ceri, domne, bani, sau de ce faci chestia asta? Păi vrei calitate? Ca să poți să-ți oferi calitate, trebuie să mă sprijini. Dacă nu cu bani, măcar dăm share și pe Facebook tot non-stop, non-stop și like-uri și alea ca să motorul ăsta care e YouTube, o am mai spus, dar o să o spun încă de 100 de ori, este un robot care calculează un algoritm. Nu este văzut de oameni, este văzut de oameni de-abia dacă îți demonetizează un vlog și poți să ceri tu să dai cerere ca să-ți monetizeze din nou vlogul, pentru că nu era ceva, cum spun ei de la YouTube, nu e suitable for most advertiser. Știi? Adică nu e cei care pun reclame pe YouTube, ca YouTube-ul să facă bani, trebuie să pună reclame la tine pe vlogul tău. Și dacă în vlogul tău ai vorbit de Putin sau de nu știu ce, ai spus ceva acolo, din start de demonetizează și până dai tu mesaj să vadă o persoană, deja ți-ai pierdut banii care trebuia să îi primești de la YouTube. Și toate chestiile astea lumea nu știe, nu știe și nu înțelege. Și dacă le spui, se supără. Adevărul este, din punctul meu de vedere, toți oamenii ăștia care atacă aiurea și fără oprire, majoritatea nu au foarte multă experiență și nu știu foarte multe lucruri. Da, mă, da, atacă-mă. Pentru că dacă ești un om deștept și înțelegi, nu ataci în continuu, pentru că nu te simți că ești, nu te simți că vine un threat sau ceva, pentru că tu știi exact cât știi. Bă, eu înțeleg și apreciez chiar și pe cei care mă judecă și vor să vină cu ceva, da, foarte bine, mulțumesc. Da? L-am pe Moșuviciu Mircea care e moderator. Eu nu plătesc pe omul ăsta și omul când putea intra pe live și înțeles să lupta acolo, să certa. Deci eu înțeleg că discuțiile contradictorii și critica este constructivă până la urmă. Adică eu am învățat foarte mult, chiar dacă m-am supărat la început și le-am dat bloc și m-am certat și așa, am reacționat cum nu trebuia, dar până la urmă am învățat ceva din experiența aia. Băi, e un om care vrea și el atenție, trebuie să îl bagi și pe el în seamă, nu poți să fii numai tu. Mi-am dat seama că la un moment dat am niște, uite că așa cum am, vorbesc peste tine. Te-am întrerupt pe tine ca să vorbesc eu. Asta este, am și eu un defect la care lucrez, știi? Dar asta spun, în loc să vii și să mă, ca și în viața reală, că până la urmă, chiar dacă e virtual, tot e spațiu public. Tu acasă la tine așa te comporți? Vorbești cu mine urât? Nu, vorbești frumos, ești la tine în casă, nu? Ai un invitat sau vii tu la mine în casă, tu ești invitatul meu. Tu dacă te duci la cineva în casă, te-a pus să înjuri, să vorbești urât? Nu, respect pe om. Și nu înțeleg de ce oamenii nu înțeleg chestia asta și de ce mă critică pe mine, de ce am răspuns lui ăla cu aceeași monedă, că n-ar trebui. Bă, eu înțeleg.
că m-am pus cu prostul și dacă te bați cu prostul, te bate cu prostia. Eu știu toate lucrurile astea. Dar pune-te în locul meu. Nu m-am oprit din YouTube nici măcar când am ajuns la spital. Am filmat și acolo și poate alții n-ar fi spus că i-a scos testiculul. Că alții, majoritatea, nu că alții. Majoritatea nu spun lucruri de detalii de-astea din viața personală ca să nu se facă de râs, cum ar veni, nu știu. Eu nu cred în prostie. Asta e o prostie. Să spui că te faci de râs. De ce să se lovească și altul de aceeași pietricică? De ce să nu spun ce s-a întâmplat, ca poate altul să nu treacă prin ce am trecut eu, nu? Da, are sens, logic. Dar majoritatea se gândesc doar la imagine. Care asta imagine? De parcă mă așteptam să-mi scrie, nu știu ce personalitate, Dorian Popa. Tu, frate, nu suntem. Suntem toți la fel. Că ai tu mai mulți bani sau ai tu mai multă faimă, mai contează chestia asta. Că până la urmă cu ce te afectează pe tine sau cu ce beneficiu îți creează ție, dacă vine cineva să și te laudă sau dacă te lauzi tu, nu te ajută cu nimic, nu ți se îmbunătățește calitatea vieții deloc. Din contră, chiar ți se strică. Pentru că în momentul în care ești pus în, după domeniul public, când ești pus, cum să spun, afiși și te afișezi și dai lucruri din casă, există posibilitatea, nu știu, să ai o zi proastă și să te recunoască cineva pe stradă și să ți-o strice mai rău. Uh-huh. Știi? Da, bun, sunt avantaje și dezavantaje legate de chestia asta cu YouTube-ul și înțeleg, dar am deschis subiectul ăsta pentru că e vorba despre mentalitate. Cum se întâmplă și cu în viața de zi cu zi, în orice domeniu, în societate, în afaceri, în orice, se întâmplă și cu chestia asta. Nu e lipsă de implicare. Asta cred că e cea mai mare problemă a României și noi ne așteptam ca diaspora să poată să facă ceva. De-aia am făcut și acest podcast. Am zis, băi, putem cumva să motivăm să se întoarcă România acasă? E bine să se întoarcă? Nu e bine să se întoarcă? Tu ce, ai pe final, ce părere, ce sfat lași privitorilor noștri? Că poate facem și partea a doua dacă ne cer oamenii. Ce sfat dai tu celor din diaspora? Să se întoarcă acasă, să investească în România, merită sau să nu? Problema este, depinde în ce investești și ce planuri ai pe termen lung. Pentru că dacă vrei să te întorci în România să fii angajat, este destul de greu să câștigi aceeași sumă de bani și să ai aceeași stil de viață. Da. Pentru că în străinătate există destul de multe joburi destul de ușoare în comparație cu alte țări, unde salariile chiar sunt bune, adică câștigi un 4-5.000 pe lună și n-ai foarte multă bătaie de cap. Dar astfel de joburi sunt foarte rar găsite în Europa de Est. Dacă vrei să deschizi o afacere și să zicem, depui foarte mult efort, să muncești foarte mult, ar fi o posibilitate. Dar problema este oare câți oameni au așa multă motivație și sunt dispuși să muncească 10, 15, 20 de ani? Pentru că să ai foarte mult succes în Europa de Est, durează timp. Pentru că, cum ai zis tu, dacă vrei o afacere mare, durează 20 de ani. Ai investit 25% din viața ta în proiectul ăla. Și mai e o chestie. Dacă muncești sau ai o afacere în America, să zicem, sau în Anglia, ceea ce faci în Anglia în 5 ani, probabil că în România îți trebuie vreo 20 ca să obții aceleași lucruri. Deci eu mă uit că am plecat la 25 de ani din România și în ultimii 5 ani, de la 20 la 25, că am muncit, am avut loc de muncă, am pus bani deoparte, am încercat să fac și stăteam la părinți. Deci nu plăteam nici măcar chirie. Și prima mea mașină a fost o Dacia, Dacia Supernova. Am făcut accident cu ea, după care mi-a luat Matiz. Și ăla l-am vândut și pe ăla, nu mai zic, n-are rost să mai spun, dar mi-am făcut împrumut în bancă pentru mașinile alea. Și vin în Anglia și în 5 ani de Anglia, m-am întreținut singur, mi-am schimbat 5 mașini, mult mai scumpe și mai bune decât ce am avut eu vreodată. Mi-am cumpărat mașini cu bani jos, banii jos, mi-am luat și rulotă, am și copilul aici, adică puteam, dacă nu alegeam să am copil sau mașini și astea, puteam să strâng o grămadă de bani. Dacă mă duceam în Londra și lucram pe șantier, cu siguranță aveam acum 50.000, minim 30.000 de lire aveam în bancă. Dacă ăsta era obiectivul meu, nu ăsta a fost obiectivul meu. Acum că stau și mă gândesc în România cât timp ar trebui mie ca să pun deoparte 30.000 de lire, nu se iau din bancă. E ușor să-i aplici, ți-ai luat banii din bancă, după aia dă-i înapoi. Nu cred că este posibil sau mi-ar fi trebuit vreo 30 de ani. Ce am făcut aici în 5 ani, cred că mi-ar fi trebuit, hai, nu 30 de ani, dar minim 20. Să poți să pui deoparte, adică să și trăiești, să și pui deoparte banii ăștia.
Da, asta e ceva interesant, adică depinde cât de mult vrei să muncești, pentru că să zicem cineva poate să muncească 12 ore pe zi să câștige 1000 de euro sau poate să muncească 2 ore pe zi să câștige 1000 de euro. Rezultatul final e la fel, dar muncești mult mai mult. Deci, pe final, se poate face și în România afaceri și chiar, cum spuneai, ai spus la un moment dat că țările sărace, țările cu o economie mai mică, pe viitor se vor ridica. Da, pentru că e foarte interesant. Țările astea mai puțin dezvoltate, economia crește cu mai repede, să zicem 7%, 8%, 9% pe an, într-un an bun. În țările dezvoltate, economia crește mult mai încet, să zicem mult mai lent, 3%, 4%, 5%. Și pe termen lung, diferența asta înseamnă că cu fiecare an care trece, diferența devine mai mică, pentru că țările astea mai puțin dezvoltate vin din urmă. Și mai sunt și investitorii care vor să obțină un randament mai mare și de-aia investesc bani în țări mai puțin dezvoltate. Pentru că eu am vorbit și cu un investitor în Vietnam și ăla m-a spus că tatălui a investit în Vietnam după război, când totul era praf acolo, și a obținut un randament incredibil. Adică aproape în orice țară dezvoltată în lumea asta nu câștiga aceeași sumă de bani. Da, uite, am mai auzit ce spui tu acum, am mai auzit în Japonia la un sensei, la senseiul de la sală care m-a antrenat, că și el se pricepea la afaceri, a fost culturist și acum are sala lui, în fine, a fost până în America, a plecat, foarte inteligent omul. Și la un moment dat m-a întrebat, tu la tine în România acolo n-ai vrea să deschizi o sală, că te ajut. Adică el, la ce mod să mă ajute? Să mă ajute să o construiesc sala, aparatele, să le facem noi, să sudăm noi, să tăiem cu flexul, sala lui făcută de el, de mâna lui, nu cumpărate aparatele. Știi? Și zic, da, dar cum ai avea curaj sau mă sfătuiești să încep într-o țară ca România, când România nu e, adică de ce nu în Japonia? De ce nu facem alta în Japonia sau în America? Și el mi-a spus așa, că țările superputerile, sau, mă rog, țările dezvoltate care stau acum în top, și acum Japonia, China, Germania și așa mai departe, nu au unde să ducă decât în jos. Se mențin sau se duc în jos. Nu mai există mai sus, nu se poate. Cum a fost și în Japonia, boom-ul financiar care a fost în anii 90. După anii 90 n-a mai putut să mai crească, că n-a mai avut cum. Se oprește, n-ai cum. La un moment dat se oprește creșterea. Și a zis că toate țările sărace n-au unde să ducă decât în sus. Da, exact, pentru că e logic. Dacă nu mai ai oportunități bune în ce să investești, e logic că trebuie să găsești oportunități, să zicem, cu un randament mai mare și risc mai mare. Sau pur și simplu să accepti un randament foarte mic și să continui să investești. Dar pe termen lung, cum ai zis tu, dacă pe termen lung totul este plat și nu e nicio creștere, ăla care a investit într-o țară mai puțin dezvoltată, probabil câștigă mult mai mult. Și lucru interesant este că și s-a întâmplat asta și în China și în alte țări, pentru că dacă te uiți la firme ca și Tencent, nimeni nu știa despre Tencent când acum 20-30 de ani. Și toți ăștia care au investit în Tencent au câștigat de 100 de ori în următorii 30 de ani, Adică pentru că a crescut economia. nu exista nici competitor. De aia când e ceva la început, nu există competiție la început, abia mai târziu. Trebuie să te miști repede. Și cu firma Apple, care a devenit cea mai mare firmă din lume, era la un pas de faliment acum 30-40 de ani. A venit Bill Gates și a investit în firma aia și acum e top. E numărul Și uite cum a dat și BlackBerry, a pierdut. unu. Pare rău de BlackBerry pentru că era ceva diferit. Uite, acum te uiți, toate telefoanele sunt așa. Nu mai are niciun farmec, niciun telefon, toate sunt la... De asta spun, ceea ce se întâmplă cu globalizarea, eu de-aia sunt împotriva globalizării. Îmi place ideea de a vorbi limba engleză pe toată planeta, îmi place ideea de a avea, nu știu, o monedă internațională și liberă circulație. Bă, dar lasă omul să aibă o afacere mică, pentru că astea care sunt afaceri mici sunt mai interesante, e diversitate. Nu vreau să am decât McDonald's, Pizza Hut și nu știu, vreau să am și pizzerie cu unul care a venit și a muncit pe vapor și vine să-și facă o pizzerie de cartier, vreau să mănânc la el. Nu vreau să mănânc doar la Pizza Hut. Că n-am de unde, de asta îi spun că lumea nu înțelege. E bine, domne, globalizare, nu e bine, e bine o ordine, e bine o disciplină, e bine securitate, dar nu este bine ca un
cap să fie pe toată planeta asta, pentru că dacă capul ăla e prost, vine unul, cum a fost în, la Imperiul Roman, Caligula, sau nu știu, King Jong-un, cine vrei tu, vine și, având toată puterea pe mână, n-are cine să-i o mai ia, n-are cine să-i se împotrivească. Chiar și acum ce se întâmplă cu războiul ăsta. Sunt contra războiului, dar este clar că NATO vrea să expandeze, să extindă pe toată planeta și vrea toată planeta, toată puterea. Nu e bine! Uite-te în Europa, a început toată, și până și România să-și piardă din tradiții. Suntem plini de șaurmerii și de pizzerii și de, bă, dar unde e mâncarea noastră românească? Problema este și cu sistemul financiar, pentru că toate afacerile astea mari se împrumută cu foarte mulți bani. Și pentru că se împrumută cu foarte mulți bani, sunt forțat, toate firmele astea sunt forțate să găsească oportunități noi unde să plaseze banii aia. Și de-aia tot trebuie să crească. Pentru că nimeni nu vrea să investească în ceva care nu crește. Și după aia au stresul ăsta și sunt dispuși să facă orice, doar să devină numărul unu. Și ăștia, să zicem, Young Brands și firma asta care au crescut foarte mult, pentru că în ultimii 20 de ani toate firmele astea mari, multinaționale, au crescut foarte mult. Au crescut foarte mult pentru că au reușit să falimenteze foarte multe firme mici. Mici. Da, pentru că de fiecare dată când cineva dă faliment, intră altul. De-aia eu cred că e mai ușor să câștigi bani în criză decât când e booming. Pentru că în criză foarte mulți dau faliment și poți să câștigi foarte multă cote de piață dacă ai capital. Ce a făcut acum Amazonul cu delivery? Nu mai stiu cel mai la magazin, că face comandă prin Amazon. Dar vreau să merg într-un magazin să-l văd eu, să-l ating, să pun mâna, să văd obiectul. Nu vreau să mă uit la o poză și să mi-l trimiți acasă, că bă, chiar dacă pot să-l dau înapoi. Dar de ce să nu mă duc și să aleg din prima? E plăcerea mea să ies la shopping. De ce mi-e plăcerea asta? De-aia spun, nu e bună globalizarea, e monopol și nu e bun. Și mai există și problema că dacă ai o afacere mică și n-ai capital, să zicem, nu ești bogat, n-ai moștenit foarte mult, nu strângi bani foarte mult timp, dacă vine o criză, există posibilitatea să dai faliment. Firmele astea mari au foarte multe proprietăți, au foarte mulți bani și poate să reziste pe piață 2-3 ani fără venituri. Adică cum poți să te lupți tu cu cineva care poate să reziste foarte mult timp? Exact. Acum cât a fost cu pandemia, au pierdut foarte, foarte multe, am văzut cu ochii mei, foarte multe afaceri mici au dat faliment. Deși în Anglia statul i-a ajutat, le-a dat bani, înțelegi, ca să le-a dat bani de stat acasă, cum ar fi să plătească chiria și ce mai trebuia să plătească angajații. Chiar au, știu, adică tu dacă aveai firma ta și erai în Anglia, luai 50.000, trebuie să iei 50.000 de lire ca să nu-ți pierzi afacerea. Dar tu deja ai pierdut-o. Pentru că într-un an de zile în care ai stat acasă, tu ți-ai pierdut clienții. Clienții au plecat la Amazon. Nu o să-ți mai vină oamenii înapoi. Asta a fost mutarea care au făcut-o ei inteligentă. Deci au făcut acolo cu pandemia și ce se întâmplă și acum cu războaie și așa. Sunt făcute în scop financiar. Nu sunt accidente. Nu sunt lucruri care s-au întâmplat fără să știe. Sunt lucruri prevăzute sau sunt chiar făcute intenționat. Mai este și un lucru interesant. Eu m-am uitat la firme și ca Realty Income, nu știu dacă știi. E o firmă care deține foarte multe proprietăți în America, în Anglia, în Europa. Ei au opțiunea să se împrumute cu o dobândă așa de mică, încât diferența între suma dobânda la care se împrumută și profitul e foarte mare. Adică cu cât afacerea devine mai mare, cu atât e mai rentabilă. Da, pare și sens. Și tot timpul au investitori. Dacă ai milioane de investitori la poartă și orice proiect e finanțat pe loc, asta e un avantaj uriaș. Pentru că unul mic trebuie să meargă la bancă sau să găsească investitori și până primește finanțare poate pierde un an, doi ani, trei ani. Pentru că mulți oameni au încredere. Pentru că riscul e foarte mare. Și atunci ce le transmitem pe final? Că trebuie să închidem, că a depășit o oră jumate, cred. Este un subiect interesant, dar mai bine facem mai multe episoade ca să știi să decât o oră, decât să vorbim o dată trei ore, că sunt mulți care nu dau click doar pentru că e prea lung. Nu știu ce pierd, adică poate să fie subiectul interesant degeaba, că am observat că astea, vlogurile mai scurte de 7-8 minute, au mai multe vizualizări decât unul de care are 20 de minute. Și la fel și cu live-urile. Fac un podcast de o oră, pot să fac 1000 de vizualizări, dacă fac un live de 4-5 ore, nu fac. Pentru că înțelegi, nu dă nimeni să se uite, nu mai are nimeni 4 ore timp să uite acum. Trăim în secolul vitezii. Deci, tu pe final, că te văd că ești în România până la urmă și te văd că nu regreți. Ceea ce mie îmi dă o încredere
Îmi dă încredere, dar pe de altă parte, din ce am discutat cu tine, și văd că ești foarte isteț, foarte inteligent, la vârsta ta, cel puțin pe partea asta cu afacerile, mă depășești, nu vreau să spun că nu. Nu vreau să zic, băi, ești mai mic ca mine și nu e posibil să iau un sfat de la tine sau nu. Experiența nu bate vârsta. Și cred că se pot face, din ce am înțeles eu acum din discuția asta, fac un rezumat, se poate câștiga în România, se poate face. Este într-adevăr sistemul diferit și este, te oprește puțin în loc. Dar vreau să zic ceva, poate nici tu nu știi. Pentru cine să zicem că s-ar întoarce, bă, nu vreau să mă întorc în București, vreau să mă întorc undeva într-o zonă de țară și să fie și liniște și să am și așa. Sunt anumite comune, deci sat cu 300 de persoane, cu 1000 de persoane, ceva de genul ăsta, nu doar Comuna Peștera, eu am mai vorbit despre Comuna Peștera, dar dacă cine scrie Comuna Peștera pe internet, o să vă vină să credeți ce a făcut primarul ăla din comuna aia, nu o să vă vină să credeți. Și sunt și alte comune, am văzut o primăriță, o doamnă, o tânără, este o fată care a fost plecată pe afară și s-a întors în România și a candidat. Într-adevăr, a fost greu să rupă, înțelegi, mentalitatea de acolo, pentru că era și femeie și lumea din sat, nu, te alegem pe tine. Era și frica aia cu primarul ăla, care era de 20-30 de ani primar în satul ăla. Ei, a fost foarte greu să intre. Dar acum că a intrat, o iubește lumea și a spus că nu vrea să mai schimbe niciodată, nu mai dă pe 10 bărbați. Chiar și femeia a fost în stare să se lupte cu sistemul politic din sat acolo și din a făcut în satul ăla la fel. Nu știu exact să spun în ce sat. Știu doar de Comuna Peștera mi-a rămas în cap pentru că este un reportaj mai vechi și a fost acolo și Cristian Sabac. Deci este o posibilitate dacă găsești o comună unde există un primar care a dezvoltat cu fonduri europene și care nu fură, eu cred că dacă ai venit cu o sumă de bani și te duce să faci măcar propunerea asta, fără ne-am 80 de mii, am 100 de mii de euro. Dacă vin și cumpăr o casă aici în sat, că e mai ieftin, da? Și după care vreau să aplic pentru fonduri europene, că am înțeles că la, să zicem, 100 de mii de euro, facem o sumă așa rotundă, tu trebuie să ai undeva la 20 de mii și un proiect. Adică ei îți dau 80% din banii care vrea tu să faci ceva. Deci nu trebuie să vii cu 100 de mii de afară. Să zicem că vii cu 30-40 de mii, ai cumpărat un teren sau o casă, ceva cu jumate din bani și le spui, uite, domnule, mai am 20 de mii de euro, vii cu ideea ta, da? Ai proiectul tău. Proiectul ăla se face tot în primărie. Ajută-mă să obțin ăștia 80% în plus, să pot să am 100 de mii, să pot să fac, dau drumul la afacere. Și se poate, că am văzut că se poate. Am văzut la țară că s-a întâmplat treaba asta. Doar că e vorba și de... Îți trebuie puțin timp să-ți dai seama ce merge. Au încercat mulți, îți dau un exemplu, cu struți. Au venit, au luat banii, fondurile europene, bani rambursabili, cu ce bani au venit. Și ce crezi? N-aveau unde să vândă struții, frate. Pentru că noi nu suntem americani, noi nu mâncăm curcan de ziua recunoștinței. Și a crescut, a băgat banii, a crescut struții, a luat banii de la toate bine și frumoase și n-a avut unde să vândă carnea de struț. A găsit unde să vândă, dar n-a avut destui cumpărători care să poată să înțelegi să vândă, să aibă mereu în fiecare lună și să aibă din ce în ce mai multă cerere. Și a dat faliment. Deci... Da, adevărul este că dacă deschizi orice afacere, poți să faci foarte multe calcule și să faci un studiu de piață și să te informezi. Dar situația foarte repede se poate schimba. Adică ce ai analizat tu și ce plan ai avut, trebuie tot timpul să-l schimbi. Dar poate nu mai merge, cum am spus cu Exact, da. spălăturile. S-au oprit, gata, au crescut, au bubuit, s-a îmbogățit omul și acum și-a vândut toate spălătorile, pentru că deja sunt prea multe și nu mai câștiga bani. Eu știu că am lucrat pentru el. Eram manager la el. Asta este cea mai mare problemă în afaceri în ziua de azi. Pentru că totul se schimbă cu o viteză așa de mare, încât dacă nu ești implicat și nu te gândești fără oprire la strategii noi și la schimbări, nu o să rămâi pe piață. Da. Acum 30 de ani în România era foarte simplu. Făceai un plan, cumpărai utilaje, închiriai un spațiu și dădeai drumul la treabă. Și puteai să o ții tot așa, mai reduceai din cheltuieli, mai înlocuiai oamenii și era ok. În ziua de azi nu mai funcționează. Pentru că dacă faci asta, poate în 3 ani ai rămas așa de mult în urmă încât dai faliment. Da.
Pentru că în timpul ăsta când tu nu faci progrese și vinzi aceeași sumă și, care, și produsele și serviciile tale nu sunt din ce în ce mai bune, vine altul și oferă totul mai bun. Și după aia clienții se mută la ala. Și mai, ar mai fi o chestie, asta e ultima pe care o mai spun, promit. Mulți aleargă să facă o afacere pentru că au văzut la alții sau zic, băi, fac afacerea asta că e bună. Fără să ai o vocație, fără să-ți placă, fără să fii dispus să te sacrifici. Pentru că dacă îți place, nu-ți dai seama că de fapt tu te sacrifici, cum a fost în cazul meu. Eu când lucram la poliție, îmi plăcea atât de mult ceea ce făceam. Eu am lucrat 5 ani acolo pe salariu de, cum să spun, deci eu nu plăteam chirie în casă, dădeam că niște bani, nu știu, 2-3 milioane în casă pe lună. Mâncare și cazare nu plăteam. Și lucram în București, adică mergeam cu mașina decât vreo 10 minute până la muncă și înapoi. Aveam un hârb de Matiz, o rată la bancă și eu nu rămâneam cu bani decât de covrigi, o cafea la 1 leu și covrigi. Aia erau banii mei de polițist. Pentru că n-am vrut să iau șpagă, n-am vrut să fiu corupt, înțelegi? Și am preferat să lucrez așa. Dar eu am stat după 2-3 ani de zile, stai, băi, stai un pic. Am 25 de ani, stau încă cu părinții, n-am niciun plan, n-am nicio casă la prima casă, n-am niciun viitor, salariile nu știam că se măresc, s-au mărit acum, dar nu știam la momentul respectiv. Nu sunt însurat, n-am copil, n-am nimic. Decât un Matiz care și-a luat prin bancă și da, am rată la bancă încă 5 ani, mai aveam. Și zic, ce fac? Asta era situația mea. Dar din cauza că eu cât am stat acolo anii aia, îmi plăcea atât de mult ceea ce făceam, eu nu mi-am dat seama că de fapt eu m-am sacrificat pentru că am stat într-un loc de muncă unde n-aveam niciun beneficiu, nu rămânea niciun ban deoparte, nu mă distram, nu ieșeam, nu mergeam la mare, că n-aveam bani să merg. Și atunci am zis stop, gata, nu mai pot. Dar ca să vezi reversul medaliei, pe partea cealaltă, mi-a rămas ca și amintiri frumoase și m-a schimbat foarte mult munca aia și m-a pregătit în viață ca și bărbat, ca și m-a pregătit pentru viață munca aia de polițist. N-am făcut armata, dar am lucrat la poliție. Și munca cu omul și toate astea mi-au rămas în mine, ceea ce sunt eu acum. Deci a fost o investiție în mine, ca și persoană. Dar am văzut în Japonia aceeași chestie, un japonez muncea avea afacerea lui cu biciclete. Singur, nensura, nu copii, asta nu avea nicio legătură, dar asta e cazul. Știi, îl povestesc așa, exact așa cum era. Și era un bulevard, noi treceam cu bicicletele mereu pe acolo și se mai întâmpla să fac pană și mai mă opream la el. Și mai vorbeam cu el. Și zicea, uite, asta este la parter, imaginează-ți genul ăla de, sunt bulevardele alea unde la parter sunt magazine și așa și deasupra e un etaj ceva și atât. Și la parter era o încăpere unde ținea bicicletele, el vindea biciclete, cumpăra și noi și la mâna a doua și repara. Poți mai vindea un bec, de asta știi. Și spunea, uite, nu sunt bogat, dar mă întrețin singur. Când vreau să plec într-o vacanță, îmi închid, trag obloanele. Am închis aici și am plecat. Locuiesc deasupra, deci nu pierd timp, nu plătesc transport. Mă duc acasă să mănânc, trag oblonul, am intrat în casă, am mâncat într-o oră, am lăsat anunț că mă întorc într-o oră sau mănânc acolo, îmi iau un sandwich și mănânc acolo. Și chestia asta m-a atras foarte mult. Dar când am venit în Anglia și am zis eu că vreau să-mi deschid spălătorie, vreau să fac ce a făcut ăla pentru care are bani. Și dacă urmărești banii, ăsta de exemplu, pe partea asta, lui plăceau bicicletele. Că altfel te plictisești, te plafonezi, ți să ia, nu poți să, știi, de ce să mai investești în ceva care nu te îmbogățește? Că el a spus, eu nu sunt bogat. Adică de ce m-aș duce să fac afacerea asta cu biciclete în loc să mă duc să lucrez la o companie, am program fix, am salariu, nu mă doare cap. Asta e diferența, că la ăla care te duci și nu te doare capul, nu te doare capul, dar ești plafonat. Nu muncești ceea ce îți place. Nu este afacerea ta, nu este creația ta. De-aia el prefera, băi, mă zbat un pic, dacă nu produc luna asta, am îmbulinat-o, că n-am cu ce să plătesc chiria, dar am luni de zile în care trăiesc bine și după aia pot să-mi iau un concediu când vreau eu. Nu mă ceartă nimeni, nu mă bate nimeni la cap. Și aici trebuie să te gândești. Ești dispus să-ți faci o afacere care să fie mare și profitabilă, să devii un Gigi Becali, dar să sacrifici jumate din viață? Ești dispus să-ți faci o afacere mică care nu o să fie niciodată Gigi Becali, dar o să fii pe linia de plutire și o să fie ceea ce-ți place? Sau te bagi în ceva în care nu-ți place, dar ai o siguranță a zilei de mâine, ceea ce varianta a treia e cea mai proastă din punctul meu de vedere.
Păi e foarte proastă pentru că nu ești nici motivat N-ai motivație, da. să faci muncă de calitate, pentru că sunt foarte mulți oameni care muncesc la stat sau, să zicem, muncesc la un birou undeva, în orice țară din lume, și din 8 ore pe zi muncesc 4-6, între 4 și 6 ore, pentru că nu au motivație să tragă mai tare. Numai că, din păcate, către asta se îndreaptă lumea, către globalizare și, cum ai spus și tu, din ce în ce mai greu să mai reziști pe piață. Pentru că sunt companiile mari atât de puternice încât ei își permit să reducă din angajat, să reducă din preț, să reducă din orice și având capital foarte mult, ei nu simt o criză financiară, ei nu simt chestiile astea, tu le simți. Tu dacă cum au fost acum închise restaurante și astea, foarte mulți au dat faliment. Pentru că chiar dacă statul le-a dat ceva ca să supraviețuiască, să nu moară de foame în perioada aia, el când are deschis restaurantul, da? Clienții care veneau înainte la restaurant sau la magazin sau așa să cumpere, acum s-au învățat de la delivery. Sună și vine, de asta spun, a fost făcută criza asta cu cap de către oamenii care au beneficiat. Deci uitați-vă cine a crescut pe timpul pandemiei. Ăia sunt oamenii care au fost implicați în toată treaba asta. Mie nu să spună mie nimeni că cei care au avut afacerile închise, deci micii producători, ăla de la tarabă, de la piață, a făcut protest în fața la guvern și a spus închideți afacerile, închidem afacerea pentru un an de zile, ca după aia când și să stau acasă, că vreau să stau acasă și după aia când mă întorc nu mai am taraba, că am pierdut-o. Asta n-a fost făcută de ei. E clar, nu? E la mintea cocoșului. E clar că cineva a zis, bă, stai un pic, cum să-mi dublez eu miliardele de euro? Și au înțeles exact ce ai spus tu mai devreme. E prima oară când aud așa ceva. Pe criză, sunt oportunități mai mari decât când merge piața. Și Păi acum am înțeles de ce. îți dai seama, dacă în criză cineva avea foarte mult capital și în 2008 și a cumpărat acțiuni în Bank of America, cum a făcut Warren Buffett, doar din acțiunile alea obțin un randament de 20-25% pe an. Adică nu muncești și îți scoți banii la fiecare 4 ani. E ridicol, adică în criză există unele oportunități unde poți să investești bani Una e și când se întâmplă o calamitate, Doamne ferește, ceva, știi, care nu este prevăzut, e pur și simplu s-a întâmplat. A venit un tsunami, a venit ceva dat peste cap pe economia. Și alta e când se întâmplă ceva politic, niște decizii politice, pentru că nu poți să-mi spui mie, uite acum, în momentul de față, care e diferența din, uite, în Anglia s-a dat drumul. În Anglia de joi nu mai trebuie să te izolezi la domiciliu. Dacă ai COVID, deci dacă ai, nu mai, legea nu te mai obligă să stai acasă. Poți să te duci la muncă, cu COVID pe tine. Pe riscul tău și pe pielea ta. Și atunci spune și mie, care e diferența dintre acum 2022 februarie și când a început în 2020, nu? Când l-ai închis pe nenorocit și ai distrus afacerea, ai distrus ce a muncit el 30 de ani, tu ai distrus afacerea. Și mă uit la Bill ăsta, la Jeff Bezos, care n-ar da nici un milion, pentru el un milion de dolari nu e nimic. Mi-e la tine 10 lei în buzunar sau 100 de lei, nu știu. Cât bani are nenorocitul ăla. Deci eu zic că ar trebui, frate, totuși o combinație între comunism și democrație. Nu e bună nici... Comunismul nu e bun, într-adevăr, așa în varianta în care există, dar nici democrație în care, bă, frate, în lumea asta eu am compasiune, eu sunt om încă, sunt uman, nu sunt robot, nu sunt ăla Zuckerberg sau cum îl cheamă, are fața aia de robot, nu știu dacă e om până la urmă. Când tu, el și după ce moare, o să te și Jeff Bezos, nu Jeff Bezos, care de la Amazon. Amazon e Jeff Bezos, Nu, Apple. da. Tim Steve Cook, Jobs. Steve Jobs, Steve Jobs, Așa, parcă. Steve Jobs a murit. Ăsta de la KFC a murit, nu și el parcă. Și afacerea, McDonald's a murit, încă merge afacerea. Adică, bă, frate, știi că nu e nimic cu tine. Nu e, bă, e munca lui, de ce te vrei tu acum să doneze la săraci? Dar nu e vorba de săraci. Dar cum poți să trăiești în secolul 21 și tu să știi că ai atâția bani încât și după ce mori o să rămână bani, o să firma ta o să tot producă și după ce mori și tot să vrei mai mulți bani și în același timp sunt oameni care mor acum în Africa de sete și tu dacă ai puterea să știi că ai avea puterea să pui mâna pe un telefon să zici vreau acum 10% din banii companiei mele, că sunt banii mei,
Vreau să plece în Africa, că sunt oameni care se ocupă. Și fundații și tot ce vrei tu. Vreau să faci 10 fântâni în Africa, atâta vreau. Sau să faci o conductă care să-mi trimiți, duce apă în mijlocul deșertului. Că vreau eu să las ceva și să scrie pe țeava aia Jeff Bezos și să... De ce nu se face asta? Păi nu se face asta pentru că toți ăștia care au foarte mult succes intră într-un ciclu și nu mai ies niciodată. Adică au muncit foarte greu, nu au fost, poate au venit din familii bogate, poate au avut prieteni care au fost investitori, au găsit bani, să zicem, la început și au muncit foarte mult, au muncit 15, 20, 30 de ani. Și pentru că au muncit foarte mult și în fiecare an afacerea a crescut și tot timpul s-au focusat doar pe business, nu mai vor să mai iasă din ciclul ăsta. Și pentru ei cel mai important lucru este să crească afacerea, nu ca să câștige ei mai mulți bani, dar ca să aibă, dar, ca să se simte bine că fac progres. Pentru Dar că nu crezi că o bucurie, uite, am întrebat un japonez care se întâmpla să fie ateu. Eu cred în Dumnezeu, e treaba mea cum cred, ce cred, dar eu încercam să explic lui, știi, el m-a întrebat care e treaba cu religie. Și a fost o discuție interesantă cu el, la care m-a pus puțin pe gânduri. Fiind ateu, eu mă așteptam, bă, un ateu are nevoie de o îndrumare. Dacă nu ești cu Dumnezeu, nu înseamnă că nu, la un moment dat te vei pierde. Ca și umanitatea din noi și ceea ce ne diferența între noi și animale. Și la un moment dat așa zic, bă, dacă tu ai, ți oferă cineva o cafea sau oferi tu cuiva o cafea, când te simți tu mai bine? Și zice, păi când ofer o cafea, zic, păi de ce? Pentru că cineva îți dă o cafea gratis. Uite, te sună acum, vino că vreau să te cinstesc, să-ți dau o cafea, să mergem la o cafenea. Ce cafea vrei tu, Starbucks? Ce vrei tu? Stai la o terasă scumpă. Sau dacă mă oferi tu mie cafeaua aia scumpă. Zic, vreau un răspuns sincer și mi-a spus, mă simt mai bine, nu știu de ce, dar mă simt mai bine când ofer. Și atunci m-am gândit direct la Gigi Becali. Așa cum îl critică lumea, analfabet, cum o fi, el nu mă interesează. Ce-o fi furat, nu o fi furat, nu mă interesează, că nu sunt eu poliție să-l găsească, să-l judece poliția și instanțele, nu eu. Bă, da, acum de curând a fost un caz, o familie de, cred că de țigani, unul nu avea un picior, unul nu vedea bine, bă, nu contează circumstanțele și de ce aveau 5 copii oamenii, ea nu contează, nu este treaba noastră. A văzut Gigi Becali la televizor cazul, ce crezi că a făcut? A sunat, a dat de ei, i-a luat de acolo pe copii și a spus așa, du-te și dă-i proteză la copilul ăla care are un picior, îl operez pe copilul ăsta la ochi, la celălalt, fiecare i-a întrebat ce vor să, știi, în viața lor să aibă și când vă întoarceți acasă, o să fie o nouă casă, le construiește, dărâmă casa și construiește o casă nouă. Tu îți dai seama, bucurie, dacă ăla se bucură la o cafea, care îi dă o cafea cu viața, uite, băi, s-a bucurat ăsta săracul să dă o cafea, băi, ce bucurie că s-a bucurat, că n-are, poate nu-și permite. Da, o bucurie când știi, băi, dai la un om un picior, ăla toată viața lui o să se roage la tine, o să aibă o poză cu tine undeva, o să te iubească, pentru că i-ai dat o șansă mai bună la viață. Și nu mii de oameni la care a făcut omul ăsta bine. Și oricum, și este oricum printre top, nu știu câți în România. Cu câți bani a dat, la câți bani a donat operații și casa care a făcut la oameni, tot mai are. Și mi-a plăcut de el așa cum e el, Gigi Becali, nu este favorit, nu e, domnule, nu știu, dacă știu ce cărți n-a citit Becali, mi se rupe mie de cărțile care le-a citit Țiriac, sau cine o fi citit. Bă, bagă mâna în buzunar. Deci eu nu pot să cred. Și a zis la un moment dat că nu sunt banii mei. Că sunt în lumea asta, eu sunt un vehicul și e sufletul meu. Și eu tot ce fac în lumea asta, sunt pus în postura asta. Adică să fiu bogat, poate în altă viață, poate o fi fost sărac, cine știe în altă viață. Acum dai oportunitatea să faci ceva. De ce să nu faci? Vezi tu, asta e. Cred că umanitatea ei, ăștia mari, cu foarte mulți bani, care nici nu putem să înțelegem valoarea acelor bani, cred că sunt așa de mulți bani, încât tu ai spus că, da, îmi cumpără poate un iaht sau un al doilea avion sau privat sau ceva care să-l facă să simtă bine pentru că are mai mult și nu știu cum. Că siguranța oricum o are, nu mai, deja siguranța și-a asigurat-o de mult. Știi? Păi da, de ce să nu încerci să zici, bă, ok, hai să văd ce bucurie, că nu cred că ce e cel mai rău om după planeta asta, dacă ar avea bani, să zicem, rău într-un chipat, cel mai rea persoană după pământul ăsta, să aibă și foarte mult. Uite, aici Kim Jong-un, hai să o luăm ca idee, da?
Dacă vine un copil la el, eu spun ție 100%, vine un copil mic la el și el îi dă o bomboană acelui copil. Oricât de sadic, oricât de nebun ai fi, oricâți bani ai avea, oricine ai fi tu rău, ce ai fi, tu te bucuri. Te bucuri de bucuria acelui copil. Știi că îl vezi că se bucură, că vine, eu am copil mic și spun că el se bucură, că se uită la mine și să mă uit în privirea lui, în ochii lui și văd bucuria din ochii lui pe gratis. Inocența aia e degeaba. Și eu zic, bă, ești nebun. Și mă duc și dau o liră, sau două, sau cinci, și cumpăr o jucărie. Momentul ăla când eu am dat jucăria la copilul meu și se uită la ea, băi, vă fericirea să vede pe fața lui, n-ai cum să, privirea n-ai cum să o... Și zic, mamă, ce ieftin a fost, 2 lire și i-am oferit la copilul ăsta o bucurie. Noi ca adulți nu mai putem să avem bucuriile astea. Le Da. pierdem în timp, când apare relațiunea și asta și se duce. Dar tu ca un Gigi Becali, sau uite și tu, poate nu te întreb eu acum pe tine câți bani ai, dar tu acum dacă ieși pe stradă, din bloc sau așa, poate zici, ce băi, dau la boschetarul ăla 10 lei sau 5 lei pentru că oricum îi bea. Că noi nu mai, noi mai gândim, noi doar îi acuzăm, noi suntem doar judecători, noi nu mai suntem și nu mai suntem oameni, deja devenim la un nivelul ăla peste ei, știi? Că am observat chestia asta când l-am avut pe Petre Negreanu, dacă îl știi, l-am avut invitat la mine și lumea Da. a sărit și m-a înjurat că ce era tu apărarea lui ăla, că e un criminal, că e omul nu omorâse pe nimeni, nu violase pe nimeni, dar știi, lumea când vede că cineva un pic mai jos decât el, deci dacă eu sunt sărac și văd un boschetar ăla e mai jos ca mine, eu trebuie să-l calc pe cap ăla. Sau ăla care e la ghișeu, care stă la ghișeu, e funcționar public, e peste mine pentru că el e la birou și eu stau în fața lui și eu depind de el. E o mentalitate atât de sadică și de josnică, care este doar în România. E incredibil cât de răi am devenit și poate, na, nu știu, acum religia sau ateismul care afectează toată treaba asta, nu știu de ce lumea nu înțelege. Diferența dintre animale și oameni, tocmai asta era. Și un câine poate să fie bun. Și un câine se bucură. Și un câine are și el acolo ceva uman în el, știi? Dar când e foame și când ai văzut, îi pui un os în față, îi pui ceva carne, e în stare să se mănânce cu un alt câine. Care e diferența dintre noi, frate, și animale? Știi, am intrat pe altă acum, am dat-o în altă discuție. Dar un pic m-a mișcat așa că, păi cum poți să nu faci, frate? Cum poți să vezi? Cum poți să te bucuri? Cum poți să te bucuri de bani dacă tu vezi pe unul lângă tine care e foame? Cum poți să mănânci, să înghiți când tu știi că ăla stă să se uită la geam, să se uită la tine? Cum poți? Eu nu pot. Păi majoritatea pot pentru că să gândesc la asta 3 secunde și după aia uită, să gândesc la altceva. Pentru că oamenii ăștia au foarte multe proiecte, foarte multe lucruri. Și când tot timpul ai altă Au mintea activitate, ocupată. exact, ai mintea ocupată. Și adevărul este că orice om, dacă încearcă, poate să învețe să uite de foarte multe lucruri. Hai să văd dacă găsesc aici, vreau să-ți arăt ceva. Gata, l-am găsit. Pentru cine n-a văzut filmul ăsta, uitați-vă la ăsta. E și actorul bun, da? Machine Gun Preacher. Tu știi ce înseamnă? Este inspirat de fapte reale. Este un american care s-a dus în Africa să construiască, a construit o școală, a construit o biserică, a ajutat acolo, știi? Și din pușcăriaș, deci faptele reale, există povestea lui, o găsești. Din pușcăriaș a ajuns om de afaceri, firmă de construcții și apoi a plecat în Africa și în ziua de astăzi trăiește în Africa. De-aia îi spune Machine Gun Preacher pentru că și-a luat armele din America și l-a dus în Africa și se luptă cu ăștia care răpesc copii și duc la, știi? Dar nu vreau să spun mai mult, trebuie să-l vezi. Caută-l, Machine Gun Preacher Cred cu că am General văzut Patton. filmul. Ce anume? Cred că l-am văzut. Îmi aduc aminte, dar Îți cred că spun că chiar n-am am văzut. plâns, nu plâns la Titanic, dar asta am plâns. Recunosc că am plâns la filmul ăsta, nu poți, e prea de tot, e ce se întâmplă acolo în Africa. Și de-aia spun, dar tu ai dreptate aici, că acum încep să înțeleg de ce sunt ei așa de roboți și de ce nu mai au umanitate nici, de ce nu dau din ce au. Pentru că n-au timp, într-adevăr. Și eu sunt foarte ocupat și de multe ori mai am timp să stau să mă gândesc, bă, dar de ce n-am, uite, hăinuțele la copil, să mergem să le donăm.
Le-am trimis în România de acum 2 ani și încă sunt acasă, în România. Și am zis acum, când mergem în România, ne ducem undeva la... să le donăm undeva la o casă de copii, undeva vreau să ducem căinuțele alea, încă sunt bune, nu trebuie aruncate și nici nu vreau să le vând. Știi? Noi tot ne gândim la asta, dar uite că panicul care am făcut în Anglia, am făcut-o destul de mulți bani, nu prea am donat. Nu prea am dat. Am dat așa, ți-am spus 10 lire la UNICEF și pe unde am mai dat. N-am nici puterea lui Becali sau așa, dar singurul lucru care m-a ținut, pot să spun chestia asta, a fost una la mână și mi-e rușine să o spun, dar asta e adevărul, că mă pun pe primul loc pe mine și familia mea, ceea ce e bine, dar e și greșit pe altă parte, pentru că de asta nu se dă, de asta este răspunsul. E și da, dar este și logic, pentru că da, te gândești că dacă faci asta, pe termen lung câștigi, adică sunt riscuri mai mici. Uite, mi-a venit o idee, hai să facem o idee. Hai să facem un proiect. Acum mi-a venit pe loc. Dar trebuie să fac, cum să spun, o să fac un video separat. Ca să-l las scurt și îl pun și pe TikTok, îl pun și aici. Să fac un filmuleț scurt în care să donez ceva, să dau ceva cuiva. Cât durează să filmezi? Ai pus telefon, ai filmat, ai dat la cineva ceva, știi? Și după aia să dau mai departe la cineva să facă același lucru. Adică îți dau ție, de exemplu, știi? Mm-hmm. Tu faci tu o filmare mică ca să ai dovada și după aia provoci și tu pe cineva la rândul tău, nu contează cunoscuți, și să facem așa un lanț de lucruri bune. Ce zici? Da, e idee interesantă. Poate stârnim ceva, ca o mișcare, știi? Că erau la un moment dat niște chestii de-astea idiote, cu puneai apă în cap, și, sau gheață sau nu știu ce, și provocai nu știu pe cine și tot așa. Și să, era un efect de ăsta de bulgări de zăpadă care se propaga, știi? Și din ce în ce mai mulți și a devenit așa o chestie pe YouTube și pe Facebook. Și uite, o idee bună. Să facem un pustiu de bine, să facem un lucru bun și să-l facem ca pe un challenge. Să vedem, se duce mai departe sau nu se duce. Sunt curios. Da, nu știu. Adică e prea devreme acum să știm ce se va întâmpla. Hai să facem, uite, îl facem zilele astea. Chiar, uite, fac, nu știu dacă te provoc neapărat pe tine, dar o fac și provoc, să zicem, 3 persoane și să vedem dacă duce mai departe și persoanele alea, dacă sunt dispuse să, zicem, să îmi trimită și filmările, fac un film și îl lungesc așa, să vedem câte persoane, până unde a mers experimentul. Că e ușor, na, e un film scurt, poți să mi-l trimiți pe... știi? Da. Mi-a făcut o deosebită plăcere și dacă nu era... nu stăteam atât de mult de vorbă, mai continuam, dar deja cred că sunt 2 ore și nu știu acum dacă să-l fac pe 2 bucăți sau să-l fac un singur episod. E prea lung. Da, probabil 2 ar fi mai bine. Da, da, asta înseamnă că eu mâine seară vreau să fac un live. Și dacă pun astăzi un episod, ce fac? Mâine pun alt episod și fac live-ul duminică? Vedem, hai că mă mai gândesc. Da. Bun, wow, mulțumesc, foarte, foarte interesant podcast, unul dintre cele mai interesante podcasturi. Ești un om deosebit, ce să zic, ești un om inteligent și mă bucur că am avut ocazia să fac podcastul ăsta cu tine. Au fost câteva persoane... aproape toți cu care am făcut au fost, cum să zic, fiecare a venit cu ceva interesant, știi? Și mă mândresc și mă bucur că pe canalul ăsta de YouTube să adaug încă ceva de valoare, știi? De-aia spun, ce podcastul care l-am avut cu tine și mă bucur că ai avut răbdare și că nu te-ai supărat, că nu l-am făcut când trebuia, atunci cum am promis. Ai înțeles totuși și de-aia zic, chiar de fiecare dată când am așa cât un proiect care reușește, mă bucur. Zic, uite, ăsta îl păstrez, îl las acolo să fie pe YouTube, să fie bun. Eu zic că a fost o discuție super interesantă. Da, și a fost bine. Cred că lumea a avut ce să învețe și eu am învățat niște chestii acum și cred că și alții au avut ce să învețe de la podcastul ăsta al nostru. Este un pic diferit, nu este ca toată lumea cum se fac, cum fac alții, poate alții fac mai bine, mai puțin bine, asta e. Că am vorbit eu cam mult, știu treaba asta, dar la fel, nu e ca la televiziune, lumea se așteaptă cu face comparație, știi, băi, invitatul tot trebuia să îi pui întrebări și să-l lași pe el să vorbească.
Înțelegi? Eu... Asta pot să fac, atâta pot să fac acum. O să mă îmbunătățesc. Da, adevărul este că cel mai important lucru este să fii consistent, adică pentru că cu fiecare an care trece devii mai bun. Da, da, da. Și, nu... asta e ceva care mulți oameni nu înțeleg, pentru că dacă nu știi, dacă nu ești foarte bun într-un domeniu, pe o perioadă de 10 ani, să zicem, în fiecare an devii 5% mai bun, pe o perioadă foarte lungă de 10 ani devii chiar foarte bun după 10 ani. Da, uite, îmi dau seama că deși mi-am stricat la algoritmul YouTube-ului, cu, că am vorbit de politică și am făcut niște gafe, na, am și schimbat contentul, am făcut experimente ca să văd ce merge, așa, am cam pierdut algoritmul. Am urcat și la un loc să rămân acolo, am schimbat, am dat-o în religie, am dat-o în politică și s-a, înțelegi, s-a stricat. Dar am rămas cu experiența. Și este posibilitatea ca de la anul să opresc canalul de YouTube, nu-l șterg, dar îl opresc, îmi iau un an de pauză, mă duc în Japonia, filmez, îmi fac, așa, mă gândesc foarte bine la ceea ce o să fac, dar când o să aplic, păi deja, mai am puțin și cumpăr dron. Și am ajuns da, asta e foarte interesant. Am văzut că mulți au cumpărat drone. Am primit donații weekendul trecut. Am primit, da, pe live. A fost pe live și au înțeles oamenii că vreau să-mi cumpăr dronă și m-am trezit cu donații, m-am trezit chiar și pe PayPal cu 50 de lire. Am uitat, mi-a apărut pe telefon instant, 50 de lire, nu mai știu de la cine. Și zic, wow, ia uite. Și o dronă nouă este vreo 400 de lire. Vreau să-mi iau una bună dacă tot îmi iau, nu știu, nu vreau să am documentat. Și asta spun, deja am lumini, deja mai trebuie să mă iau lumini și sunet, microfon care se iau după mine, dar am microfonul ăsta pentru podcast, deci e foarte bun. Webcam-ul cu care filmez la fel, laptopul e ok, cât de cât. Două camere Canon, care nu sunt cele mai performante din 2022, dar dacă compar cu ce am început și cu plus gimbalul de la DJI, la fel tot cumpărat cu, m-au sponsorizat urmăritorii, știi? Și zic că dacă ar fi acum să opresc canalul și să dau drumul de la zero, nici nu se compară. Te bufnește râsul dacă vezi primul vlog al meu și filmat cu telefonul așa, în picioare. Știi? E, și acum am dat și o seama de lumini, de rezoluție, de trag de cameră, unde să tai, unde să nu tai, în ce subiecte să nu mă bag, adică am învățat. Da, e foarte, foarte important. Important de consistența și investiția. Mulți de aia se apucă, bă, stai că apuc și eu de canal de YouTube. De ce? Că faci, toată lumea face. Îți place ție să faci YouTube? E vocația ta? E pasiunea ta? Nu, dar eu fac și drag, știi? Și se apucă, face, dă un drum la un canal de YouTube. Cine știe cum are puțin noroc să înțelegi o inspirație, pa, câteva vloguri crește repede și după câteva luni de zile vede că nu mai crește. La fel se întâmplă și la sală. Da. Dai, continuă să te duci pentru că la un moment dat, chiar dacă mergi așa sau te duci un pic în jos, mai la un moment dat, bubu, iar și iar mai mergi și iar. N-ai cum să mergi numai în sus. Nici aia mare, nici Casey Neistat nu a rămas numai sus. Păi adevărul este, să zicem, în orice domeniu sau orice activitate, la început înveți foarte mult. Să zicem, în primii ani înveți mult. Dar când știi mai multe lucruri, devine din ce în ce mai greu să mai evoluezi, să mai faci progrese. Pentru că trebuie mulți se lasă exact atunci. Da, pentru că să zicem că știi cam 70% dintr-un domeniu și mai e 30% să înveți. Va fi mult mai greu să înveți încă 30% de la 70 decât a fost de la 0 la 70. Da, 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 da. Înțeleg, da, ce zici, da. Așa e, da. Bravo. Băi, ce să zic? Închei aici pentru că e podcast și să vedem, poate las întreg sau îl fac pe două bucăți. Sigur. Ești abonat? Da. Glumesc. Mă întâlnesc cu cineva pe stradă, băi, ești abonat? Da, nu. Sper să rămâi fidel și dacă vreodată ai ceva să-mi transmiți, să spui, băi, nu-mi place ceva, spune-mi direct în față, nu mă deranjează, știi? Asta le spun tuturor. Băi, frate, vreau să cresc, accept critică, critica e constructivă, dați-mi cu bulgări de zăpadă, aruncați cu ce vreți voi, Emile. Dar să fie făcută, să aveți un pic de respect cei care mă urmăriți, pentru că mă zbat să fac totuși ceva și invit oameni pe care nu-i cunosc. Am avut așa un feeling că ești o persoană interesantă și o persoană cu care eu încerc să promovez niște chestii pe canalul ăsta. Nu vreau să invit chiar pe oricine, știi? Anumite persoane au avut experiențe proaste, care îmi pare rău că am invitat, știi? Pentru că eu nu le șterg, rar șterg ceva, un material.
Și dacă intră cineva și mă asociază cu persoana respectivă, nu neapărat că am de pierdut, dar pe mine, eu simt că au și responsabilitate să transmit ceva. Mulți fac, bă, să fac ceea ce merge pe YouTube. Bugnici, nu știu cine, Backpack Your Life. Dar frate, el are pătrățica lui, dar eu vreau să transmit ceva, eu am altceva în cap. Eu vreau ca la sfârșitul zilei, dacă nu am făcut bani, măcar să știu, bă, o persoană mi-a spus, bă, uite, am învățat ceva de la tine. Ăsta este scopul meu, ăsta este scopul pentru care continui să fac YouTube pe gratis, aproape, știi? Da, și ne vedem poate mâine seară, sigur, cred că fac, sau duminică, un live. Ne vedem acolo, poate mai vorbim acolo. Cei care ați văzut acest podcast și ați rezistat atât de mult și dacă ați rezistat, înseamnă că v-a plăcut. Dacă vreți să mai facem colaborarea asta, lăsați în comentarii și îl mai invităm. Că mai avem, sigur, mai avem și alte subiecte de vorbit. Mai avem de abordat, mai aveam de discutat chiar. Da, sper că ați învățat ceva, sper că v-a plăcut. Și să dați acolo un share, un subscribe, ceva. Vă mulțumim și ne vedem mâine. Și ție îți mulțumim pentru că ai acceptat să vii pe acest canal și pentru timpul acordat și pentru ce ne-ai transmis. Da, mulțumesc și eu. Peter, te pupăm la inimioară. Ciao. Pa.